anul, un interviu pe care eu l-am insistat să-l facem, sigur și acceptat, nu e chiar așa mofturoasă. Imediat, să se precizeze. Imediat, pentru că eu numesc, o să și scriu să enervez pe toți, fenomenul Dana Budeanu, e un fenomen, așa am învățat eu la filozofie, la civil, am făcut facultatea la, de filozofie, nu la Ștefan Gheorghiu. Am convenit cu domnia sa că, sigur, discutând, dar la ora 6 este lansat cum evenimentul de prezentare a... Da, de salvare al țării. Ceva, salvează ăștia țară, ne dau bani, etc. Dar nu se mai ține, am înțeles. Se ține? De ce să nu se țină? A, că suntem noi în direct. Credeți că există cineva acum care se uită la altceva sau care este atent la altceva? Nu există, vă spun eu. Eu sunt mai modest așa la vârstă. Și eu, atât pot de modestă să fiu. Da. Dar, eu sunt mai realistă decât modestă. Eu am aici, sunt, o să comentăm, eu vă pun să vedeți și noastră câteva minute, că nu putem să scăpăm noi să nu comentăm. Noastră n-ați fost invitat acolo? La Pensați, nu. Dar nu cred. Păi nu, că va veni și, cum îi spuneți dumneavoastră lui Raluca Turcan, Curcan. Vine și... Dezvăluiți dumneavoastră ați tradus asta. Eu am pe cineva Curcan despre care scriu permanent. Da, eu am și un Ruj despre care scriu permanent. Da, știu, am văzut. Problema noastră, amândurilor, e faptul că eu am pe România TV. Nu, dacă vreți să... Gata. Așa, dacă vreți ca toate cineva să fie atent, ia uitați, hai, comentarii noastre. Și de către aliații președintelui Iohannis, și mă refer aici la cei de la USR. Au măști? I-am întrebat pe membrii guvernului de unde atâta supărare despre cei de la USR. Mi s-a răspuns că nimeni nu înțelege de ce și că... Domnișoara a spus că sunt aliații domnului Iohannis cei de la USR. Este în eroare, domnișoara, da. Așa e. Comentați ținută, am înțeles că doar sunteți specialiste în ținută. Dar ei de ce stau cu mască în exterior? Că regulamentul este fără mască. Ca să ne dea un exemplu. Dar deocamdată prost. Stați cu mască în exterior, fără mască în interior, care este exemplu? În exterior este voie fără mască. Își face apariția Klaus Iohannis. Să luați poziție de drept, zice. Comentați. La promisiunile care ar trebui îndeplinite în acest an, și anume dubla... Nu vrem să o vedem pe domnișoara, dacă se poate schimba imaginea că domnii de la... Am numai România TV, ce vrem să dau? Digi. Nu doresc Digi, dar domnii de la România TV, care observă că suntem în direct cu ei și îi șeruim, să dea imagini de la eveniment, să lase cu reportera, că nu ne interesează. Dați că poate mă sună ca o soană. E bine. Așadar, președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban sunt indirect aici. Ia uzi, vedeți ce eveniment au făcut televiziunile din el? Parcă e căderea lui Ceaușescu. Nu, e frumos la diplomat, pe vechi. Da, recunoașteți acolo pe cineva? Nu, ca au măști. A trecut la temperaturi de foc. A trecut la temperaturi de foc când ne oprim, nu. Nu știu să transmită în direct, nu se poate face. Trebuia să aibă o dronă, nu-i așa? Da, trebuia să aibă o dronă, cum au avut și la Arare, și să dea ca lume. Dar la Arare și-au fost mediocri, pentru că ăla cu drona oricum n-a știut, s-a speriat, s-a văzut când s-a speriat, din moment ce i s-a văzut drona oricum, mă rog, nu, probabil că n-a mai făcut asta, pentru că toți cei prezenți pe terasă au văzut drona și s-au retras. Da. Spuneți-mi, am început, ce, aveți în spate pantofi? Da, am în spate pantofi, am văzut că este această modă cu biblioteca în spate, nu mă refer la dumneavoastră, pentru că dumneavoastră chiar ați citit-o. Și n-am vrut să merg în birou și am ales să fac în fața bibliotecii mele de pantofi. Da, eu nu mă pricep la femei, chiar la vârsta mea. O femeie poate să aibă atâția pantofi? Nu. O femeie poate să aibă atâția pantofi dacă a citit și atâtea cărți. Dacă are atâția pantofi și n-a citit tot atâtea cărți, nu poate să aibă. Păi normal, cum e? În fiecare zi trebuie să-i schimbați. Da. Îi schimbi și două ori pe zi. Nu e o problemă? Să-i schimb? Sau păi, să-i cumpăr? Cum îi puneți? Păi schimb, mă schimb de două, trei ori pe zi, dacă trebuie, dacă e ocazia. Dacă păi nu, dacă, de ce îi puneți? Uitați, când îi puneți pe aia roșie și pe aia alb? Iertați-mi, nu mă pricep. Dați-mi și mie un sfat. Să știți că eu pot să plec cu camera spre ei. Nu știu, când i-am purtat ultima dată, să-i port permanent.
Păi nu, ca să pune... În rotație. De ce? Păi în rotație, ca să nu cumva să plictisească, da? Da. Am observat că la fiecare emisiune aveți o altă ținută. Acum parcă aveți o ținută mai sobră, mă înșel eu? Da, mi-a fost un pic... mă rog, da, nu, am avut așa, nu știu astăzi dacă mi-am ales o ținută mai sobră, este un croi pe care l-am mai purtat, dar da, am ales o ținută mai sobră pentru că se uită tata. Cine se uită? Tata. Tatăl meu. Tatăl noastră vă urmărește la televizor? Nu, acum, doar acum. Ei nu au social media și nu urmăresc verdictul meu, cum nici copiii mei nu urmăresc verdictul pe care eu îl fac atât pe YouTube, mă rog, și nici pe cel de pe știri, pe surse, bineînțeles, pentru că sunt copii, dar părinții mei nu au social media și nu se uită. Doar mama mea se uită la verdictul politic. Mă rog, și la celălalt, pentru că este mai tehnică. Tatăl meu nu. O telespectatoare a scris, chiar mă gândea ce fundal va alege, nu m-a dezamăgit. Asta înseamnă să fii smart. Eu pot să comentez că nu mă așteptam, dar chiar vă felicit pentru fundalul ăsta, că înseamnă de regulă multe personaje vor să arate că au citit și ăsta. Cineva care se vină și cu pantofi. Da, pentru că este probabil, nu că mă consider, că după cum v-am și răspuns, nu sunt o vedetă, ne putem muta din 20 în 20 de minute în celelalte 4 biblioteci ale casei mele, care nu sunt nici măcar organizate întâmplător, sunt organizate în funcție de felul în care citesc în perioada respectivă, etc. Dar nu este nimic interesant în faptul că eu citesc sau nu, sau scriu sau nu. Așa că o să continuăm, cred, acest dialog în nota generală. Continuăm aici. Deci perceptibilă publicului, da. Cineva mă trage de urechi spunând că, să știți că doamna a scris și cărți. Știu că a scris, Doamne ferește, dar am zis că de regulă românii sunt ipocriți și vor să arate altceva decât sunt. Mi le-ați și citit și am și fost la dumneavoastră în emisiune, cred că erați la antenă. Eu? Vai ce bătrân sunt, nu mai țin minte nimic. Dacă nici pe dumneavoastră nu vă țin minte, înseamnă că ceva e în neregulă cu mine. Bun, haideți, numai un pic, poate că a venit Iohannis, dumneavoastră nu înțelegeți că eu nu găsesc răbdare. Dumneavoastră aveți răbdare, aveți liniște știind că a venit Iohannis. Acolo, la grădină. Eu nu știu ce treabă are Iohannis. Să vină, dar mă rog. Păi vine ca să-i vadă ăștia. Să scris, o secundă, da. O secundă și pasă pornim. Unde președintele Claus Iohannis și premierul Ludovic Orban le prezintă planul de relansare. Domnul Dancă n-are mască. Domnul Dancă. Da. Și printre primele de acest gen din Uniunea. E prezentator, e moderator. Ăia care poartă mască. Sanitară și economică. E moderator. Nu vreau zis ăștia adevărul, ăștia care conduc țara știu adevărul, de-aia nu mă știu. Dar uitați-vă că el e moderator. E un show. Păi are experiență în televiziune, de aceea. Ia uitați. Parteneriat cu președintele României, Claus Iohannis, și în colaborare cu mediul de afaceri. Și slab, nu merită. Credeam că... Pe termen scurt, pentru companii, pentru angajat. Da. Nu e nimic ca cexurile. Nu au talent. Sunt crispați. Știți ce se întâmplă? Pentru că în momentul în care și nu vreau să vorbim politică deloc, în momentul în care ajungi la putere, cum au ajuns ei, că ei acum au ajuns la putere printr-o conjunctură, mă rog, așa cum a fost, cu moțiunea respectivă, etc. Nu i-a ales nimeni. Ok? Deci a picat guvernul Dăncilă și a venit guvernul Orban. Cu ajutorul lui domnul Ciolacu. Știm asta, etc. Nu contează. Așa a trebuit să fie. Tu când ajungi la putere, probabil s-a decis în ultimele 2 săptămâni că vor ajunge la putere, da? Nu știu exact care a fost aranjamentul și discuția atunci, chiar dacă se crede că știu. Dar în momentul în care ajungi la putere și ai 2 săptămâni să te pregătești, se întâmplă asta. Când să faci, ce guvern să faci, pe cine să aduni, etc. De-aia n-au talent, de-aia fac numai tâmpenii. Uitați un telefon. Plătim noi. De regulă
Aveți prea mulți fani și deja mă simt intimidat. Un telespectator spune așa: domnule Cristoiu, deveniți plictisitor. Dacă aș fi vrut să-l văd pe Iohannis, mă uitam la TV, are dreptate. Am vrut și noi să nu ne scape cu noi, să stăm de vorbă în timp ce... Și să nu auzim câți bani o să ne dea ăștia. Da, exact cum se... se relansează planul ăla. Deci am urmărit... Că nu se relansează America, ne relansăm noi. Mă rog. Da. Și mi-a plăcut. Ați fost vreodată la clubul ăsta diplomatic în grădina aia? Da, am fost probabil vreo două ori, nu știu exact, la niște evenimente, gen, nu știu, nuntă, botez. Da. Am fost, acum da. Credeți că e nuntă sau botez? Nu, nuntă nu mai e, cred că e divorț. Da, e divorț. Rare și-a ajuns? Aoleu, uite o întrebare. Știu că, uite, intrăm acum. De nu, ce dar Rareș vine? Nu, de ce e Rareș Bogdan personajul nostru preferat? Vă rog să-mi faceți un portret al lui. Am observat că aveți o preocupare. Este un fel de Ulise pentru noastră. Ce este? Ahile. Ia, de ce vă preocupă? Nu am o preocupare neapărat, dar este un personaj, adică personajul pe care eu l-am creat, Rareș Ruj Roz, este cumva, da, un personaj, probabil că o să ajungă și un desen animat și este în interesul lui dacă e deștept și înțelege. Am creat acest personaj pentru că a fost, cred eu, cel mai reprezentativ în campania electorală pentru europarlamentare de anul trecut, adică PNL-ul nu mai exista, l-au adus pe Rareș și a existat din nou. De ce? Pentru că este foarte vocal. Nu mă compar cu absolut nimeni, dar de aceea exist și eu, pentru că sunt foarte vocală. Oamenii, mă rog, trăiesc în ultimii ani într-o era reality show-ului, adică o era care este astfel caracterizată, iar Rareș este pe genul. Și atunci a fost, conform... și citesc din dumneavoastră, rujul cu care PNL-ul s-a dat și a reușit să obțină un scor cât de cât mare la europarlamentare, pentru că nici scorul de la europarlamentare nu a fost marele scor. Mă rog, oamenii în general amestecă lucrurile, nu înțeleg. Nu înseamnă că dacă ai luat la europarlamentare, ăla-i scorul de la generale. Mă rog, e un talmeș-balmeș în capul oamenilor, care este firesc, pentru că nimeni nu este, nu le explică pe limba lor și eu asta încerc să fac cu verdictul politic. Așa pamflet cum e, așa la mișto cum e, mă rog, încerc pe cât posibil să fac asta și să le explic anumite lucruri în fiecare zi. Înțeleg. Pentru cine vrea să audă și să înțeleagă, nu, în rest nu am nicio viză. V-am inspirat eu, nu e așa? Cu Rujul? Da. Da, așa că de la dumneavoastră a pornit și aș vrea să nu fiu singura vinovată și să ne asumăm. Responsabilitatea. Eu doar am adăugat roz. Aveți câteva personaje, chiar riscând să fiți, să păreți să fiți filozofă, că bănesc că mulți așteaptă să fiți și actriță. Hai să luăm personajele. În primul rând aveți amețitele. Cine sunt amețitele? Sunt majoritatea femeilor în general. Majoritatea femeilor. De ce sunt amețitele? Am găsit acest, mă rog, acest cuvânt pentru a caracteriza cumva această nouă generație de femei plăpândele, spun eu, neprihănite, etc., care joacă în acest film în care ele sunt aceste pure și de neatins și care au doar nevoi și nu, mă rog. Cumva această generație caracterizează această generație prăjită de tot ceea ce înseamnă social media, da? Ale căror repere sunt tot felul de neavenite, etc. Și am găsit o formulă prin care, zic eu, am schimbat foarte mult în percepția generală, nu știu. Amețite ce înseamnă? Am văzut o emisiune de noastră în care... Amețitele sunt femei. Amețitele și mafioții, în care dumneavoastră totuși îl certați pe el că de ce o întreba pe ea ce pepe să cumpere, înseamnă că erați de partea lui. Dar eu sunt mereu de partea bărbaților. Da, am văzut. Eu nu sunt o feministă pentru că pentru mine femeia înseamnă cu totul altceva, nu cred în, în ceea ce feminismul promovează. Acest curent a pornit totuși ca o mișcare care să susțină
votul femeilor și etc. și dreptul la vot și a devenit astăzi o mișcare care cumva calcă în picioare bărbatul, femeia are aceleași drepturi, suntem egale și alte aberații. De aceea femeile nu mai există, da? Și femeile adevărate nu mai există. Și atunci eu am creat această rubrică. Da, eu cred totuși că lumea asta va fi mult mai ok în momentul în care bărbații își vor reveni. Și de aceea țin cu ei în continuare și cred în acest echilibru dat de facerea lumii în care femeia e femeie și bărbatul e bărbat. Da, nu mi se pare normal ca tu să fii în halul ăla de fătălău și să suni femeia de la piață și să o întrebi ce pepene să iei. Păi vorbește cu ăla care vinde pepenele ăla. O întrebă, o sun pe ea care e acasă, nici nu vede pepenele aia. Ea știe prin telefon ce pepene trebuie să iei tu fiind cu ăla care face pepene. Tu o sun pe ea. Deci vă dați seama în ce hal s-a ajuns. Adică, mă rog, nu știu. În acest ciclu de emisiune, Mițitele și Mafioții, toată acea lume pe care eu nu o cunosc, e lumea asta a parveniților, da, povestiri la un moment dat de femei care o poartă pălării cu bor și le spuneți că nu se potrivește cu blocul din drumul Taberei. Ați cunoscut, cunoașteți această lume? Da, și mă adresez acestor femei care se uită pe 3-4 poze pe Instagram sau în general pe social media și copiază ceea ce văd acolo, doar că pozele alea sunt de prin sudul Franței, mă rog, de prin niște case și aparținând unor membri al unor familii cu un anumit standard de viață, cu o anumită istorie, etc. Dar este firesc. Suntem totuși o nație de parveniți pentru că așa ne-a fost istoria și a fost foarte greu cumva și de fapt nu a fost foarte greu. Nu a existat o istorie reală, puternică, cu familii puternice, etc. Nu a existat și atunci e firesc să nu existe și un comportament. În lumea asta ați observat că imită aristocrația, cum fac, nu știu, nu cunosc. Se ajunge și până într-acolo. Da, se ajunge și până într-acolo, dar da, majoritatea sunt niște parveniți, mă rog, care încearcă să epateze și să pară ceea ce nu sunt. Repet, totuși tot ceea ce fac eu este sub forma unui pamflet. Cred eu că succesul acestor rubrici se datorează felului meu de a comunica ceea ce spun. Este probabil extrem de funny. Eu cred că majoritatea oamenilor care se uită și urmăresc aceste rubrici se distrează foarte mult și cred că ăsta este de fapt motivul real. Nu știu dacă există un val de indignați la adresa acestor rubrici, că dacă ar exista un val atât de mare de indignați, n-ar face o asemenea audiență. Nu cred. Cred că, în general, publicul meu este foarte deștept și îmi înțelege simțul umorului foarte bine. Cine nu îl înțelege, nu trebuie să se uite, este simplu, nu? Suntem fete și băieți mari și alegem și cu cine stăm și la ce ne uităm, nu? Am văzut că fenomenul, uite, o să scriu ca să enervez pe toți. Fenomenul Dana Budeanu vine în faptul că dumneavoastră în fiecare emisiune le spuneți celor care se întrebați că sunt proști și ei nu se enervează. De ce? Pentru că știu și pentru că am explicat de foarte multe ori că a fi prost nu este ceva rău. Este ca și când spui că a fi gras e rău sau a fi scund e rău. Nu toți oamenii sunt extrem de inteligenți, nu toți oamenii vor să devină inteligenți, sunt foarte comozi, ușor mai prostuți, mai naivi, mai creduli, mai etc. Nu, dar eu nu-i fac proști la modul acela. Da, în sensul că nu-și cunosc drepturile, în sensul ăsta am zis. Nu-și cunosc drepturile, nu sunt atenți, nu citesc, nu se uită la ceea ce trebuie, însă, în același timp și concomitent, comentează. Vor, nu le convine, nu poți. În momentul în care nu ești atent, nu-ți cunoști drepturile, nu știi ce să ceri, nu te lupți pentru tine. N-ai cum să ceri. Ce să ceri? Dacă tu pentru tine nu faci, cum să aștepți să fac altul? Pentru că, în general, această nație este o nație extrem de puturoasă. E și asta o calitate. Mi-e lene să fac orice. Care zace pur și simplu și așteaptă. Și după ce nu primește,
sau după ce a fost credul și primește cu totul altceva, oricine, credulă, mă rog, și după ce nu primește absolut nimic, comentează, se supără, înjură, voi ia-ți de vină? Nu, tu ești de vină. Ai cerut? Nu. Ai făcut ceva? Nu. Ok. Pe parcursul pandemiei v-am urmărit, cred că ați fost alături de doamna Renate Weber, sigur ea, din punctul ei de vedere, una principală luptătoare pentru împotriva abuzurilor, cum le-ați numit dumneavoastră, toate aceste măsuri. De ce le numiți abuzuri? De ce le-ați numit abuzuri? Pentru că sunt abuzuri, din punct de vedere legal. Sunt abuzuri, au încălcat de enorm Constituția, toate aceste, mă rog, ordine, sau nu știu cum s-au numit. Înțeleg, am trecut printr-o situație prin care a trecut tot globul pământesc. Cine urmărește verdictul politic a văzut că în situația de urgență, din potrivă, eu am susținut atât autoritățile, cât inclusiv și pe domnul Arafat, pe etc. și toate măsurile lor, și asta e, trebuie să stăm prin casă. Doar că nimeni nu a citit atent nici atunci ceea ce s-a scris în ordonanța aia, mă rog, cred că ordonanța s-a numit, nu știu. Era o paranteză acolo, nu o paranteză, o reglementare clară, că toți oamenii care au job sunt liberi să meargă la job. Nu era nimeni pe străzi, nimeni la niciun job, toată lumea și-a închis tot repede și au stat liniștiți și au zis, lasă-mă că stăm o lună în casă acum că e și Paștele, în loc să stăm două săptămâni când ne luăm noi concediu o săptămână, stăm o lună. Și după aceea, gata, imediat ieșim, oamenii nu citesc, nu înțeleg, etc. Țara a fost paralizată, nimeni n-a ieșit să le spună, băi, ăștia care aveți job, ieșiți la job. Eu am fost în fiecare zi la birou, împreună cu toată lumea care lucrează la birou. Adică așa am susținut într-adevăr, mă, nu e de ieșit în par, așa zic că și așa e pe glob o lună de zile. La o lună. Așa e pe glob. Hai, respectăm că vine miliția, altfel, etc. De acolo, până la amenziile alea abuzive, pe care le puteai refuza și le puteai contesta oricum în momentul în care îți erau date abuziv. Da, cumva am încercat să explic. Gândiți-vă că amenziile au fost anulate și am spus asta. Că da, așa, dați-mi voie să vă să spun o apreciere. Să știți că, uitându-mă, pregătind de emisiune, m-am uitat și anterior, dar acum chiar am pregătit-o cu seriozitate, am descoperit câteva lucruri care, culmea, chiar mie mi-au scăpat. De exemplu, că deși cred că mi-am dat și eu seama la un moment dat că aceste decizii ale CCR, asta, era o observație extraordinară, de fapt era în înțelegere cu guvernul, că după ce am stat în case și i-a povestit noastră, foarte interesant a fost observația. Trebuia să vă faceți analist politic, nu vreți să fiți? Nu. Eu vreau să pictez, ok. N-am apucat, o să apuc. De fapt nu m-a lăsat tata, că tot se uită. Nu m-a lăsat tata. De ce? Nu m-a lăsat, a vrut să fac economie. Da, am făcut. N-am practicat nicio zi, ok. Dar mi-a folosit. Nu, experiența mea, mă rog, de școală și mi-a folosit. Dar revenim. Nu-l cer pe tata niciodată. Pentru el am făcut asta. Dar, da. Dar este, eu, într-adevăr, v-ați uitat la acel verdict politic și este adevărat. Dar eu vreau să spun. Era o observație, era interesantă. Nu mă da, eu susțin acest demers. Adică CCR-ul este firesc să vorbească. Faptul că este la Luca Turcan și ne explică nouă cum CCR-ul e PSD-ist și alte aberații. Eu le-am spus tuturor celor care se uită. Mă, numai fiți, adică voi, în momentul în care vă uitați la un om politic, da? Uitați, eu fac foarte multe paranteze, mă opriți când doriți. Când vă uitați la... Și eu am aceeași boală, nicio problemă. Da, am o boală, asta e boală. În momentul în care vă uitați la un om politic, vorbește la Luca Turcan, de exemplu. Am nimic cu ea, care Hermes, că nu are Hermes. Glumele mele sunt una. Și ceea ce este serios și într-adevăr, ceea ce contează este alt. Bă, te uiți, tu ca un cetățean, tu ești un cetățean și eu sunt tot un cetățean. Eu observ lucruri pentru că mă uit. Ceilalți nu observă pentru că nu se uită, pentru că sunt puturoși. Dar după aia țipă. Ok, tu vezi, Raluca Turcan a zis că CCR-ul e PSD-ist. Ok, dai și tu Raluca Turcan pe Google și vezi și tu ce a făcut ea în cariera ei politică. Păi, da, o bifez. Dacă vezi că e nasol, cum este de fapt, nu mai asculți ce spune, că
că e clar că ăștia trimis și ei pe unul pe altul, pe care, să mai explici, așadar cu CCR-ul, da? PSD-ist. Oamenii nu știu că jumate sunt de la PNL, unii sunt chiar ai lui Iohannis puși, ca așa e firesc, mă rog. CCR-ul, bineînțeles că a discutat asta cu guvernul, că așa e normal, guvernul nu e, adică ăia de la jurie, de ce ori fi, da? Bă, nu avem cum să dăm amenziile astea. Cu ăștia, după ce se termină, le dau în judecată. Tu îți dai seama să fie 100 și ceva de mii de procese? Știți, de la spital? Normal. Și s-au întâlnit și au convenit. Bă, la sfârșit, o să facă Renate aia și noi dăm că așa. S-au anulat? Au scăpat ei. Mi-a plăcut o scăpată că de fapt a scăpat ei. S-a anulat carantina, izolarea ca ai vers pe pereți? Normal, pentru că sunt măsuri abuzive care, într-adevăr, puteau fi contestate. Băi, tu m-ai ținut pe mine în casă 14 zile asimptomatic. Să zicem, da? În timpul ăsta, mie mi-a murit, Doamne ferește, copilul în Germania. Eu n-am putut să mă duc. Adică, ok? Și atunci prevenim toate aceste situații care ar fi putut degenera din asta și dăm iarăși că a fost neconstituțional, dar ne-a lămurit domnul Orban de astăzi abia. Adică ăia care erau ținuți, care intraseră înainte, să mai stați în continuare alea 5-6 zile. Doar de astăzi. Până astăzi nu a fost valabil. Da. O altă observație pentru care vă invidiez și am preluat-o, dar v-am citat, este cea, cum adică descoperă ei, cum fac 12.000 de testări? I-a povestit. Zilnic, adică era o întrebare, nu m-am gândit la asta. După asta mi-am dat seama că fac țintit, nu-i așa? Ia spuneți-mi, cum e observația? Fizic, eu mă refer fizic. Ne organizăm. S-a făcut 8 dimineața și începe testare. Gândiți-vă ce înseamnă 12.000 de oameni. În câte centre s-ar putea testa într-o zi? Câte centre deschise de testare voluntară sau nu? Că cine stai aduși pe mine, nu? Adică noi mergem și ne testăm voluntar. Nu cunosc pe nimeni care a făcut asta. Poate doar 2-3 care vor spre centru vacanță, da? Se duc voluntar. Cine se duce voluntar să se testeze ca după aia să zacă până spital? Nici dracu. Adică preferă să nu plece nicio vacanță. Cunosc Ken, care și-au anulat vacanțele doar de teroarea de a se testa, da? Normal. Dacă cum trebuia organizat de la început, găsesc, dom'le, haideți vă toți să ne testăm. Companiile mari, hai mă să ne testăm angajații. Tot la privat, tot se poate fura, haideți să ne testăm, da? Dacă se făcea așa, fără amenințarea că, bă, dacă te testești, te găsești pozitiv, te bagă în spital, se testa toată țara. Eram țara numărul 1 din Europa, eram acum plecați în toate țările din lume, aveam cardul COVID, aveam tot ce trebuie să avem. Aveam, da? Da. Cum să spui, să declar că s-au testat 12? Care stăia 12? Vreau să știu și eu cine, unde s-a testat? Dar dă-ne, dom'le, orașele. Unde sunt centrele care au testat? Numărul de centre, în ce județe? Nu trebuie să știm și noi? Bă, unde s-au testat aia 12.000 fizic într-o zi? Nu există așa ceva. Adică ne gândim fizic, noi suntem niște proști, care gândim un pic acum, n-am început să gândim. Și ne gândim fizic, în primul rând, ce înseamnă numărul ăsta. Bă, 12.000 de testări. Erau voluntari, că teoretic voluntari. Adică voluntari. Nu există așa ceva. Adică pentru ce să minți? Când tu puteai să faci asta, fără să minți, da, deloc, cu voluntari, doar gândind puțin, nu genial, puțin. Am aici, să știți, mi-am însemnat, vedeți, mi-am făcut fișe ca pe vremuri la facultate, cum erau alea. Ați făcut, ce vremuri erau la facultate, făceai fișe, nu mai sunt fișe acum. Dar nu se mai scrie de mână. Da, nu se mai scrie, am cerut o cerneală de la o librărie și era să leșine. Cerneală. Mi-am forțat copiii în acest sens, sunt cumva împotriva tehnicii așa în general și, mă rog, în demersul meu de a le crește altfel și de a le educa frumos, cumva pe parcursul anilor așa am fost catalogată de absolut toată lumea din jurul meu ca fiind, mă rog, într-un fel anume, deplasată și etc. în creșterea copiilor mei care au crescut fără telefoane și au 15 ani, acum n-au avut niciodată telefoane. Aveți două fete gemene? Gemene, da. I-ați crescut fără telefoane? Da, nu au telefon, nu au avut acces, nu au acces nici în ziua de astăzi la YouTube și la nesupravegheat, adică ele au acces la tot ceea ce înseamnă internet cu limita de vârstă, vârstei pe care o. Întotdeauna le-am crescut limita în funcție de câți anișori aveau
și au crescut superb și știu să scrie caligrafic și citesc enorm și etc. Acum le laud, cu toate că ele nu se reclamă. Da, scrisul, dar... nu întâmplător, disciplinează gândirea. Puțină lume știe scrisul de mână. Da, cum foarte puțină lume știe că nu șahul, ci pianul ajută creierul matematicienilor. Bun, o întrebare pentru mama care sunteți noastră. Aveți de gând să vă... deja sunt îndrăgostite? Fetele, nu, sunt, în... nu sunt îndrăgostite. Pentru că au 15 ani? Da, sunt, nu știu, sunt foarte copii, nu sunt. Am înțeles. Când se vor îndrăgosti, o să vă amestecați în calitate de mamă? Ce cauți cu ăla? Cum era? Cum e? În calitate de mamă mă voi amesteca 100%, în calitate de prietenă nu. Aveți deja o imagine a viitorilor gineri? Cum ați vedea noastre ginerile, apropo? Nu m-am gândit niciodată așa. Eu le-am crescut pe ele și le cresc în continuare... și voi avea foarte mare încredere în alegerile lor, care vor fi total independente de mine și de părerea mea. Nu, repet, ca prietena lor nu mă văd intervenind, ca mamă, da. Acestea sunt două relații complet separate și care merg în paralel, nu se amestecă niciodată. Au făcut școala online în perioada asta? Da, în perioada asta au făcut școala online o mizerie ordinară. Da. O porcărie de nedescris. Cred că norocul meu a fost că ele sunt în clasa a noua, dar pentru copiii care au terminat anul acesta a fost un dezastru real, din punct de vedere academic. O porcărie, vă dați seama, copilul a stat... Bine, copiii mei n-au stat atâta în fața plăcii ălea, mă rog, a iPad-ului, toată viața lor, adunat. Probabil alți copii, na, pentru alți copii, ele aveau dureri de cap. La sfârșitul zilei îmi spuneau. Dar, mă rog, este irelevant. Am văzut că se susține foarte mult acest tip de învățământ. Să susții. Vă dați seama ce nație de sclavi. Să susții. Ca un copil să nu pună mâna pe ușa universității, să nu intre într-o aulă, într-o bibliotecă, să nu aibă respectul ăla că se așează în banca aia și că în față e o catedră și să susții digitalizarea, cum să vă spun, a tot ceea ce înseamnă educația academică, este un dezastru. Un dezastru. Adică să alimentezi acest val, această situație, mi se pare, mă rog, nu știu. Am văzut și admir și susțin asta și chiar m-am gândit să le iau și să le duc în această vară. Și probabil o să și reușesc. Boris Johnson a hotărât ca toate orele care s-au pierdut să se recupereze pe timpul verii, copiii să fie duși la școli în Marea Britanie, la ce școli, și să recupereze cumva academic ceea ce au pierdut. Este firesc, nu ai cum să spui, să dai examen online, să au dat teze online. Vă dați seama ce porcărie. Am înțeles că acum și admitere la facultate se va da online. Ce aia? Ce este aia? Ce este aia? Așa, vorbind așa, ca doi oameni obișnuiți. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să nu te duci să dai examen, să n-ai emoția examenului, să înveți real? Cum să stai? Unde stai? În spatele unei plăci și faci ce? Copiezi într-o carte și cum? Îmi spuneau fetițele într-o zi, am interzis definitiv asta, adică nici nu s-a întâmplat. Trebuie să mai avem încă un device. Măi, mama, stai jos un pic. Voi aveți două device-uri, da? Mama vă spune că sunt peste 1,5 milioane de copii în România care nu au niciun device. Că nu au fizic, nu-și permit, da? Dar uita că am înțeles că domnul consilier al Orban trebuia să digitalizeze repede toate satele cu niște iPad-uri. Le-o fi cumpărat, mă rog. Da, facem paranteze. Și trebuie să mai avem încă un device, pentru că în momentul în care dăm test, nu știu cum, trebuie să vorbim pe ăsta și pe ăsta să nu se vadă ca să... Cine a spus asta? Păi profesoara, bine, fetițele mele sunt la o școală, nu am făcut niciodată niciun fel de reclamă nimeni, dar sunt la o școală excepțională, privată din București, este excepțională, nu știu dacă pot să-i spun numele, este școala Ioanit, care într-adevăr s-a străduit. Eu am fost foarte nemulțumită de faptul că nu s-a trecut peste ordinul
ministrului educației, care la ora 3 a anunțat că se deschid școlile într-o zi anume și după aceea, într-o oră jumate, a anunțat că iarăși nu se mărug, etc. Bătaia asta de joc, care, adică eu consider că oricum școlile private trebuie să găsească, măcar cele private, trebuie să găsească cumva o preșă legală ca toți copiii să se întoarcă la școală în septembrie și să facă abstracție și să fie pe propria răspundere a părinților, etc. Adică restul mi se pare o aberație. Sunt într-o totul de acord cu noastră, pentru că școala nu înseamnă numai învățatul. Școala e o atmosferă, e, stai în bancă, adică oamenii ăștia chiar care se ocupă acum de școală, ei n-au înțeles, cum spuneam, deci scrisul de mână în clasa întâi disciplinează creierul, adică când scrii Ana are mere, ți se pare că e o prostie. Nu e adevărat, că trebuie să scrii, să faci caligrafie. Caligrafie are plus atmosfera, cum spune noastră, totuși respectul, adică te învață cu un respect, apoi socializarea, colegii, nu-i așa? Da, seama. Câte la din toamnă să fie câte 10 în clasă, în 3 schimburi. Niciun. Eu, adică, știți ce nu înțeleg? Părinți. Eu nu înțeleg părinți, eu nu înțeleg profesori. Mă, răsculați-vă Dumnezeului odată, nu se poate, cum să accepți pentru copilul tău așa ceva? Să nu meargă la școală, să nu crească frumos, să le furi ăstora care au terminat liceul, absolvirea. N-ai da. Voie, vă duceți cu măști? Unde mă ia, așteaptă de 4 ani? Fetițele alea s-au pregătit 6 luni de zile, capsulele, vă și pe colegii, etc. E atmosfera, e fericirea, iubirea, era să zic, mă rog. Da, da, o atmosferă, da. Da. Ce cuci? Noi. Spuneți-mi, noi să trăim într-un paradox. În timp ce în toată lumea ați observat, apropo de Boris Johnson, că l-am văzut undeva se dusese și nu avea, nu purta nici mască, lumea, liderii politici discut, de mult au terminat cu pandemia. Este nu, nu purta nici mască și a avut și coronavirus. Da, spuneți-mi și mie, ce se întâmplă cu noi? De ce la noi revine pandemia? Nu, ai explicație, încă eu nu înțeleg. Da, deci nu revine nimic, vă dați seama că acum vă care pandemie a redevenit? Când? Când a revenit? Păi nu vedeți că unde toate televiziunile dau că revine. Deci în fiecare zi la radio au avut următoarea știre. În Brazilia a crescut numărul de infectări. N-au nicio știre, că am văzut tema noastră cu Grecia. Doamne, dar în Grecia de ce nu revine? Spuneți-mi și mie. Au al sânge ăia de zorba. Dar la noi de ce revine? Vă întreb. Tema. Pentru că acești tâmpiți care conduc țara n-au înțeles mesajul. Care? Eu le-am spus acum, eu l-am înțeles, nu știu, poate doar eu l-am înțeles. Acum, 2 luni jumătate, s-a dat un mesaj. Te la șefii la lume că ea ne conduc, nu suntem singuri, noi nici nu suntem, mă rog. Bă, trebuie să vă înregistrați, că pentru asta e toată șmecheria asta. Eu înțeleg, eu sunt pro orice. Da, mă, am înțeles, asta e, am apucat 2020 din păcate, nu suntem în perioada interbelică în care mi-ar fi plăcut să trăiesc, suntem în 2020. Asta este, a venit pandemie. Ok, ați văzut mă ce au zis ăștia acum 2 luni jumate, că trebuie să vă înregistrați. Adică trebuie să vă testați, să vă înregistrați pe cardul despre care Bill Gates a vorbit din nou acum 3 zile și v-a spus din nou, da? Că în octombrie, când s-ar putea să crească din nou cazurile, adică o să crească, să vă vaccinați. Tu dacă ai fi înțeles, guvern, chestia asta, că culmea, Iohannis, a înțeles la început. Chiar și Churchill a înțeles la început. Nu ne-au zis că... Gripa. Adică ei au înțeles că nu e nimic. După aia n-au mai înțeles. Ei, de fapt, au început să revin. Probabil n-au reușit ei să, mă rog, să organizeze, că e mai complicat asta să faci cardul, să faci nou card, să faci sistemul, etc., decât să imporți măști. Dă-ți seama câtă bătaie de cap, să-i înregistrezi pe tot softuri, etc., etc. Mai bine 3-4 transporturi de măști și ai bifat. Și pentru aceste măști, trebuie să crească cazurile ca să avem nevoie de ele, că nu trebuie să le purtăm. Cred că o să ne îngropăm în măști, câte măști vin. Băi, la propriu, nici nu știu unde se aruncă măștile astea, unde o să le aruncăm. Trebuie să mai facem 2-3 gropi de gunoi pentru măștile astea. Da, nu mă gândesc la asta, vom avea o problemă, la câte măști vor veni acum, milioane. Ideea este că nu avem să aruncăm în sensul ăsta. Uite, vedeți, am dat acum o idee. Acum fac ăștia 2-3 gropi de gunoi noi, unde se arunce măștile cu COVID. Da. Orice de grop, nu orice grop de gunoi. Trebuie să și ardă măștile.
Asta mi-amintește că discutăm la telefon cu Răzvan Dumitrescu, colegul nostru de Breasle, vorbea de planul ăsta și zice, o să fie așa de multe autostrăzi că nu o să mai avem loc noi, pietonii, nu-i așa? Ați văzut câte sunt autostrăzi? Da. Da, o aștept pe prima, eu aștept pe prima. Da, e prima, întotdeauna va fi. Vă rog, spuneți-mi, în aceste, în toate emisiunile noastre, aveți tema aceasta a poporului care, unul, nu vă ascultă, am înțeles, dar de ce nu se revoltă? Îmi vă întreba, nu v-ați gândit niciodată? Nu v-ați pus întrebarea asta? De ce nu se revoltă? Da, îi spune să se revolte, înghit totul. Stau în casă, acum nu-ți mai deschid restaurantele. De așa ce? Cum dumneavoastră știți și ei nu, și dacă luăm așa un pic antropologic, așa, suntem o nație de sclav. Noi totdeauna ne-am supus. În general, în istorie. Cine să se revolte? E în genă. E în genă să ne supunem. În general, adică dacă vreți să facem referire la ieșirile în stradă, și să vorbim despre motivațiile acelea, come on. Păi n-au ieșit, stați un pic, vă contrazic, te feliști, n-au fost în stradă. Păi organizați. Așa le zic eu la tine de frumos și liber. Dacă îi organizează și pe ăștia cineva, acum haideți mă în stradă, cine așa ies, dar ei liberi niciodată. România au ieșit vreodată în stradă liberi? Nu, nici în decembrie, vă garantez eu. Nici când i-au chemat ăștia, după 10 august n-au mai vrut să iasă. Ăia care fuseră înainte, de ce nu ești ăia toți care fuseră înainte? Acum. Da, corect, așa este. De ce nu mai ești? Dacă erau așa de supărați, mă rog. Ca istoric am remarcat o tema dumneavoastră, este că noi suntem o națiune care nu contăm în organigramă. Ce vreți să spuneți? Nu contăm în organigramă mondială, dar e firesc. De ce? De ce nu contăm? Bine, acum o să sară ăștia care aberează cu noi între ruși americani și alte credinisme. Oricum, ori ne iau ruși, ori ne iau americani, în special ne iau ruși, ori ne, mă rog, etc. Nu o contăm pentru că, nu știu, nu cred că suntem atât de importanți în ecuația mondială. Adică nu că nu cred, nu suntem. De ce am fi? Cu ce? Cu ce? Cu gazele din Marea Neagră? Eu vă întreb pe noastră, că știu despre ce e vorba. Eu nu știu ăștia care tot scriu cu gazele și văd, nu e rușine, că am văzut că totuși sunt și niște unii așa, care nu știu, ai senzația că au citit ceva. Cum să scrim prostiile alea cu gazele, cu ăștia care tot să bată gazele din Marea Neagră? Cum adică? Adică e nevoie să se bată cineva? Adică bă, rușii și cu americanii, bă, sunt atât de puternici să se joacă cu noi așa ping-pong și nu rezolvă ei repede dacă ar vrea ceva pe Marea Neagră? Oamenii sunt niște filme care nu există, vă dați seama. V-a plăcut șapca pe care a dat-o Trump președintelui nostru? Da, păi atât i-a dat. Da, multe. Vreau să sunteți cronicare de mod, ați fi purtat-o în locul lui Iohannis. Să mi-o pun pe cap la masă cu președintele? Da. Niciodată în viața asta. Cum să mi-o pun? Studiu sclav de pe pământ. Ați mai văzut vreun președinte cu șapca? Nu. Mai dat cuiva șapca aia? Eu cred că o fi dat-o tuturor, nu știu, poate toți primesc. Eu în primul rând că nu cred că era pentru președinte. Eu așa cred, eu nu, adică nu-mi dau... Adică, dar nu m-am gândit la asta, poate nu era pentru el. Eu nu cred, așa cum adică să facă... Adică ați mai văzut pe cineva care s-a întâlnit cu Trump și avea șapcă pe cap? Nu. Niciodată. Eu cred că o primi vreo 20-30 de șepci pentru delegații sau cum e și ăsta și-a pus-o imediat. E, o fi bucuria și lui la șepci, habar n-am, dar e prostie de cum să face așa ceva. Hai că el ca el, dar domnul Maior lângă, să-l lași și în asemenea hal. Ce înseamnă asta? Maior stă acolo, domnul Maior stă acolo, da? Da. Lași pe ăla să se facă de râsul. Ce înseamnă asta? Eu cred că a pus-o sincer și cred că o fi insistat și domnul Maior, nu știu, deci este supoziția mea, deci habar n-am. Zic, bă, dacă nu-i pune în șapca lui ăsta, chiar nu cred că, o să credă că e trucată poza sau ceva, sau ce drag, să cred, să îi opunem să știm sigur. O să creadă ăștia că e cu americanii, că venim înapoi. Știu ce prostie, vă dați seama ce greșeală diplomatică și de orice fel, cum să accepți așa ceva? Folosiți un concept, ca să zic așa, în termeni filozofici, mi-a explicat, fătălău. Ce înseamnă fătălău pentru noastră? Fătălău înseamnă bărbatul care este, de fapt, fată. Dar nu spuneți că vă plac bărbații, nu, vă plac bărbații. Știu că acum o să se sară... Nu, întreb.
Din cum? Întreb. Vă plac bărbații, nu, bărbați? N-am auzit întrebarea, îmi cer scuze. Vă plac bărbații, bărbați cu bă mare? Da, eu sunt femeie. Îmi plac doar bărbații. Nu, vă întreb. E datoria mea să vă întreb. Da, doar bărbații, bărbați, logic. Nu bărbații, femei. Nu. Ce înseamnă bărbatul femeie? Bărbatul femeie este bărbatul fricos. Da. Care întreabă femeia... Cu pe Beni. Absolut tot ceea ce face, bineînțeles. Care ești de sub fusta mamei? Se cunosc aceștia și au intrat sub fusta nevestei. Care nu are cuvânt, care nu are onoare, care minte. Toate aceste atribute sunt ale unui fătălău. Spuneți-mi că vă pricepeți la lumea. Aveți o lume. Cum e aia de pe unde? Cum se numește? Cluburi? Bambu? Nu mă pricep la lumea din cluburi, o știu și pe aia. Eu nu păi, o știți pricep. În sensul ăsta, da. Față de da, mine. Da, o știu foarte bine. Eu știu în general cam toată lumea. Bun. Sunt foarte atentă. De ce se căsătoresc, își lasă fostele neveste, se căsătoresc cu fete foarte tinere? Pun o întrebare de om bătrân. Păi uitați, vedeți, ei de fapt sunt totuși în căutarea masculinității ăsteia în care, mă rog, cumva vor și ei să ajungă să domine totuși femeia de lângă, iar o femeie tânără se lasă pentru un nivel financiar ok dominată, vă dați seama. E ascultătoare, stă pe acolo pe unde o pui, mai și mai o geantă, mai etc. Asta este marea filozofie, nu este, nu vă imaginați că este ceva foarte complex. Credeți în relația asta, ea e autentică între unul de 60 de ani și una de 20? Dacă l-ai Dali și ea este vreo fată din vreo familie nobiliară, da. Altfel, nu. Firesc. Păi și dumneavoastră care sunteți și mamă de fete, cum o fată de 20 de ani își pierde tinerețe cu unul de 50? Întreb și eu, sau de 60? Uite, da, vă dați seama cum o fată de 20 de ani, repet, dintr-o familie excepțională, își pierde 20 de ani cu 3-4 fătălăi. Eu cred că e mai grav. Adică dacă, nu vă voi da exemplu, vă dați seama, nu-mi permit acest lucru, dar eu cred că o fată de 25 de ani, crescută într-o familie excepțională, etc., repet, dar nu se înțelege că toate fetele din club care se combină cu diversi octogenari, nu am spus asta. Am dat chiar un exemplu. Dacă este vorba despre Dali, dacă este vorba despre o mare personalitate, etc., intelectuală, mă rog, și există o fată de 30 de ani crescută într-un anumit fel, deci care nu are neapărat un interes financiar, eu cred că este mult mai în avantaj. Ce înseamnă că își pierde tinerețea? Păi își pierd toate fetele astea. Nu, mă refeream la ea cu bani, nu mă refeream la relații gen cu Dali. Mă refeream la, nu știu, ele Gheorțan, cum spunem la astăzi? Mafiot sau șmecher? Cum le spuneți? Mafiot. Păi dacă este mafiot și ea este amețită, ce își pierde? Ei și ele sunt la fel, știți? În general, se aruncă imediat păcatul, să-i spunem, în curtea bărbatului. Păi ce, aia nu e conștientă sau cum? Eu consider că femeile generează relații, nu bărbații. Femeile țin relația, femeile au grijă de relație. Ele sunt autoarele și, mă rog, ale relațiilor în general, 100%, în proporție, nu bărbatul. Bărbatul se naște să vâneze, nu să stea într-un cuplu. Că așa se naște bărbatul, e structura, nu e nimic, e științific. Nu e, vezi, Doamne, ceva inventat acum. Nu, bărbatul se naște pentru a vâna. Așadar, relațiile care nu merg exclusiv din cauza femei. Ați făcut studii la Londra. Cum de ați ajuns în România? Păi de aici am plecat. Am ajuns de unde... Păi de ce n-ați rămas la Londra? Uite o întrebare. Toată lumea ajunge de unde plec. De ce n-am rămas la Londra? Păi cum ați ajuns la Londra? Rămâne un mister pentru mine. Cum am ajuns? Da. Nu, am plecat la școală. Fratele meu era deja plecat la boarding school cu mai mulți copii din generația noastră. Eu nu am vrut să plec ca să nu-i las pe mei singuri în perioada respectivă. Și după ce m-am chinuit foarte mult timp, adică vreo 2 ani de zile cu super meditații să intru la drept, i-am auzit pe părinții mei,
care acum se uită, vorbind în bucătărie, da, deci am ascultat la ușă, i-am auzit vorbind, mă rog, tata în special, că eu ar fi trebuit să plec, că fratele meu e mai rebel, mă rog, etc., și că el ar fi vrut să studiez la Londra, bla, 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 că dacă își permite, asta și-ar fi dorit pentru mine, etc., și dimineața când m-am trezit, i-am anunțat că plec. Și am plecat. La Londra. Da, unde a fost superb și nu am să regret niciodată, cu toate că puteam să fac Central St. Martins, că asta mi-am dorit, dar tata, în momentul în care, mă rog, mă pregăteam cu pictorul Mărginean pentru arte plastice, n-a fost de acord să fac asta. Și mi-a spus că o să ajung să pictez oameni la universitate și că etc., că pictori și șmecheri sunt doi în lume și că, mă rog. Dar de ce aveam împotriva pictorilor? A spus că pictori și șmecheri sunt doi în lume. Care? Adică eu nu o să pot. Eu nu pot să fiu la trei. Am înțeles. Și mai bine studiez ceva de viitor. Nu știți expresia? El fiind matematician, asta a fost. A terminat și matematica, mă rog. Și da, și am făcut-o pentru el, nu regret, pentru oamenii pe care îi iubesc absolut. Fac absolut orice mă las, pentru ceilalți nu fac nimic. V-a plăcut, ce vă place mai mult, Londra sau Parisul? Londra nu există. Pentru mine Londra este acasă. Eu nu trăiesc aici, adică mintea mea, sufletul meu sunt permanent acolo. Sunt 6 ani jumătate din viața mea care nu m-au marcat definitiv. Nu. Din prima zi în care am aterizat... Nu știu, am simțit ca și, nu știu, nu este ceva, sunt foarte subiectivă când vine vorba de asta. Da, m-am format acolo, am crescut, pentru mine Londra este ca nicăieri. V-ați obișnuit să puneți întrebarea despre vreme, cum e la ei? Cu vremea? Nu, știți că este și asta o legendă, adică chestia asta cu că e vremea proastă tot timpul, nu e adevărat. Nu știu, în 6 ani și ceva, n-a plouat niciodată mai mult decât plouă aici. Adică nu. Bine, știți, este și, mă rog, legenda asta cu ceața, cu... Nu, nu există. Dacă o întrebare e legendă, că în fiecare zi întreabă de... Când se întâlnesc doi, întreabă de timpul probabil? Nu, n-am auzit niciodată pe nimeni. Adică adevărul că și-au parlat de mai multe ori. Nu, chiar nu am auzit această conversație niciodată. Nu, dar vremea este normală. Adică chestia asta, că cum plouă la Londra, nu plouă nicăieri, nu, mi s-a părut. Chiar nu mi s-a părut. Din potrivă, eu cât am stat, n-am ies niciodată. Spuneți-mi și mie, cum să spun, statutul nostru. Deci, dumneavoastră, ce faceți? Că, deci, avem la ora actuală, hai să explicați telespectatorilor, avem în materie de presă, presa scrisă, da? Nu colaborat. Colaborați la presă scrisă? Nu. Nu. Bun. Televiziune, nu mai colaborați. Nu, am colaborat cu ProTV-ul fără contract 4 ani. Da. Acum există un alt gen de televiziune, YouTube-ul, spuneți-mi și mie, deși îl folosesc. Eu am ajuns să fac asta după ce am întrerupt colaborarea cu ProTV-ul. Producătoarea emisiunii de acolo a fost pur și simplu asaltată de un val enorm de mesaje. Era publicul emisiunii pe care o făceam acolo și realmente pentru public am... acceptat să fac asta pe YouTube. Sunt o persoană total atehnică, total, pur și simplu. Și am început asta pur și simplu pentru public, nu știu. Da, și m-am trezit într-o demență. După gen 2 săptămâni am fost, nu știu, a explodat pur și simplu. Să spunem didactic așa, există, că mă mai pricep și eu, deci există la ora actuală posibilitatea să ai o televiziune pe YouTube, da? Da, online, da, există acum, am înțeles că poți să-ți faci pur și simplu studio și emiți online ca și când ai emite, și te poți uita direct la televizor. Da, și eu am... Cum e Netflix-ul, nu? Că tot e o chestie online. Asta e, o platformă din punctul ăsta de vedere. Și probabil într-acolo se îndreaptă televiziunile. Eu regret, mie nu-mi place nimic nou. Mie îmi place, după părerea mea, anii 2000 n-au adus nimic bun pe lumea aceasta. Au stricat tot ce era vechi și de substanță. Nu mi se pare că trăiesc niște ani mișto, deloc. Și atunci dumneavoastră faceți pe acest canal de televiziune un verdictul politic care se transmite și pe știri. Nu, eu fac verdictul politic este urcat exclusiv pe știri, pe surse, în fiecare zi. Nu este pe canalul meu de YouTube. Bun, da. Facem acum, vă facem CV-ul, da? Deci da, la sfârșitul săptămânii,
eu urc episoadele care au fost doar pe Știri pe Surse pe canalul meu de YouTube. Deci acolo e înregistrat numai pentru Știri pe Surse. Doar pentru Știri pe Surse. Aveți un contract de publicitate cu ei în sensul că vă plătesc în funcție de publicitate? Nu am absolut niciun contract cu Știri pe Surse. M-am văzut o singură dată în viața mea cu Iosif Buble când am discutat condițiile mele pentru a realiza această lucru. Este o propunere a lui în urma postărilor mele din ultimii ani, în urma postărilor politice. A dorit să mă contacteze, au fost mai multe tentative. La un moment dat m-am întâlnit cu el. I-am expus condițiile mele, au fost respectate și sunt și în ziua de astăzi. Din momentul ăla eu nu m-am mai întâlnit niciodată, pe mine nu mă sună niciodată, eu îmi urc singură materialul, pentru că am vrut să am acest control pe content, nu că n-aș fi avut încredere sau etc., dar astea au fost condițiile mele. Nu primesc niciun ban pentru asta, nu primesc niciun ban nici pentru ceea ce fac pe YouTube, doar plătesc oamenii care filmează, că sunt niște costuri destul de mari acolo, că acolo e cu lumini, cu tâmpenii, cu mă rog. Deci asta este cu echipă, vă filmează echipa. Pentru YouTube. Nu, pentru Știri pe Surse. Pentru Știri pe Surse n-am niciun cost, cum n-am nici acum. Este telefonul pus pe un trepied scurt pe care îl pun asta pe... Asta este una, Știri pe Surse. Da. Deci la ora actuală, trebuie să spun și eu, este o tendință mondială spre regretul nostru. Și editorialiștii fac acest lucru. Nu mai există. Puține sunt textele scrise. Cum aș fi eu, aș vrea și eu am pastilă, vine și omul vorbește și contentul, cum spune noastră, se duce pe... Poate să fie și pe televiziuni mari, poate să fie și pe ziare. Multimedia la ora actuală este domină din punctul acesta de vedere. Deci asta aveți pe Știri pe Surse. Da. Și pe canalul dumneavoastră de YouTube, cum se numește? Dana Budeanu? Dana Budeanu. Dana Budeanu, Verdict, da? Dana Budeanu. Verdict, Dana Verdict, Budeanu. Asta este canalul. Că la care este accesat, care e accesat de oameni. Care este accesat de absolut toată lumea liber. Eu am, mă rog, niște filtre din astea pentru 18 ani, pentru etc. că am vrut eu să pun, dar este accesat liber. Acolo există costuri pe care le-am suportat, cred că vreo 4 luni de zile exclusiv din buzunar, erau niște costuri destul de mari, astea de, mă rog, înregistrat, etc., că e cu lumini, cu, mă rog, nu e ca la Știri. La Știri pe Surse eu mă trezesc dimineața, iau telefonul, pun pe ăsta și dau play. Și eu credeam că este invers, credeam că la Știri pe Surse v-au pus să ia la dispoziție. Deci la Știri nu, pe dar Surse... acum dacă îmi spuneți asta, o să mă gândesc că înseamnă că n-am nevoie de Dita mai cheltuiela nici la celălalt. Dacă e atât de ok ăsta, nu, acolo este... Păi da, eu un sfat, trebuia să mă sunați pe mine. Eu am aici o cameră Logitech care trebuie să fie puternică și mă pot înregistra. Da, eu fac doar cu telefonul, acolo nu, acolo este cu o cameră. Singurul lucru care nu se întâmplă la verdictul acela este că nu este montat. Adică este pus, sunt puse titlurile, eu nu pot să... vă pun titlurile, eu nu le montez. Nu, se înregistrează pe camera exact, aceasta, are o aplicație... La ei doar sunt titlurile, dar nu, este tras lanț, cum se în regim de live. Da. Nu vrem să-i plictisim, dar e o revoluție în televiziune, pentru că de regulă, știți, ca să-ți iau o declarație, trimiteau o întreagă echipă. Acum te înregistrez cum am eu pe camera asta, uitați că arăt, și o trimis pe, să spunem, Google Drive. Și în afară de asta, ce mai aveți? Amețitele și alte pe canalul nostru. Toate rubricile acestea sunt pe YouTube, toate. Care? Verdictul vestimentar, verdictul de situație, care este acesta... Sunteți un fel de Leonardo da Vinci al televiziunii. Ia. Deci verdictul vestimentar, da? Da, verdictul de situație, care este amețitele și mafioții, și stilul ești tu, care este un alt tip de rubrică, unde dau sfaturi despre stil. Și mai este verdictul politic, care urcă vinerea, după ce este prezent pe Știri pe Surse. Deci, aveți o activitate, deja mă bateți pe mine la scor. Deci, pe canalul nostru de YouTube aveți și câte? 3 rubrici, da? Da, dar le trag odată. Adică sunt trase lanț odată, o singură dată filmez, nu am așa o activitate. Și după asta, sigur, spuneți dumneavoastră, și cu echipă. Este echipa care mă filmează, da. Așa, care sigur vă costă. Și aveți o planificare în fiecare zi, Știri pe Surse, am văzut că uneori nu aveți. Când n-am chef. Știri pe Surse este în fiecare zi. Regimul a fost și așa și a fost anunțat în fiecare zi, dar mai îmi iau vacanțe. Azi n-ați avut. Cum? Azi n-ați avut.
Azi n-am avut pentru că m-am dedicat în exclusivitate lui Ion Cristoiu. Nu, am zis, vedeți că v-am urmărit. Iar dincolo cum aveți? Cum aveți chef sau e o rubrică anume? Unde? La verdictul normal? Cu celălalt verdict. Verdictul vestimentar, aia enumerăm, da? O oră 30, filmez o dată pe săptămână, o oră jumătate lanț și plec, gata. Și înseamnă verdictul? Și se urcă o dată pe săptămână, atât. Toate sau se împarte în rubrici? Toate. Nu, toate. Da. Și da, unii pot să dea numai verdictul vestimentar, nu-i așa? Da. Da, am înțeles, uite că nu știam, deci omul că trăiește în față. O să mai stăm, chiar dacă mi-a bătut la mine pendula 7, că printre altele este și ultima emisiune în fiecare zi de interviu. Nu mai rezist nici eu în fiecare zi la vârsta mea. O să fac o dată pe săptămână, miercurea, dar am zis să închei cu noastră. Vă rog, spuneți-mi, deci, cum, la știri pe surse, cum faceți acest? Vă faceți text, vă gândiți, vă uitați la evenimente? Cum e? Răspuns nu. Așadar, eu nu mă pot gândi niciodată la ceea ce urmează să vorbesc, pentru că oricum nu vorbesc. Asta se întâmplă la toate verdictele și în legătură cu toate subiectele. Și la cele vestimentare, și la... nu există organizare. Dacă mă organizez, nu mai am flow, pur și simplu. Așadar, da, mă mai gândesc. Mama, astăzi o să-i zic lui Câțu, nu știu ce și ce-o fă. Mă pun, dau play și gata, nu se mai... Adică controlul este pierdut definitiv. Da, sunt foarte informată, sunt o mini-redacție. Eu nu am niciun fel de ajutor pentru verdict și pentru nimic din ceea ce fac, nici pentru restul. Adică nu există cineva care îmi produce sau îmi adună informații sau etc. Dar sunt foarte, foarte informată pentru că citesc foarte mult în diagonală, pun cap la cap lucrurile. Ăsta este talentul cumva din spatele a ceea ce se întâmplă în aceste verdicte. Atât. Deci nu fac niciun efort special, nimic. Da, am văzut că telespectatorii deja sunt neliniștiți, cam de gând o dată pe săptămână. Mă epuizează, vă imaginați și pastilă și asta, dar o să mă gândesc, poate că după emisiunea asta o să renunț totuși la ideea de o dată pe săptămână. Am observat, aveți așa o anumită o spontaneitate în... Și sunt și foarte multe aserțiuni din astea care rămân. Deci am văzut că un personaj este Rareș Bogdan. De ce? Încă o dată nu mi-ați răspuns. Vă place de Rareș Bogdan? Nu v-am răspuns de ce. Pentru că pur și simplu el a reprezentat la propriu PNL-ul. Păi PNL-ul nu exista. Nu-l lăudați. Păi îl critic când trebuie și nu e bine? Când da. Îl critic, nu-l critic corect? De Câțu vă place? Da. De ce? Când eram mică eu. Uitați, vedeți, trebuie să vă spun niște. Eu, când eram, de când sunt mică, de fapt, visul meu a fost să sparg o bancă și eram foarte organizată în capul meu, cum o să sap, tot. Vă dați seama, când a apărut Money Heist, serialul ăsta de pe Netflix cu spărgătorii, deci nu vă puteți imagina. Și când eram așa micuță, îi spuneam lui mamă, eu o să sparg o bancă. Și îi povesti și mama, și cum o să faci? Și eu îi povesteam, uite așa, o să sap și după aia o să mă duc și etc. Și pentru mine, domnul Câțu asta reprezintă un partener cu care realmente aș putea să sparg o bancă. Adică aș merge până la capăt. Poate, el poate. Doar el. De ce? Din tot peisajul. Pentru că are acest tupeu, n-ai cum. Deci să ai tupeul lui Câțu este ceva... Eu n-am întâlnit, cred că, la niciun politician în ultimii 30 de ani. Nu există. Tupeul lui nu există. Viză... Bă, să îngrop țara cu tupeul ăsta și să spun, nu există, adică este o calitate fenomenală. Da, așa e. E fantastic, adică eu sunt sigură că ar merge pe un astfel de plan. De-aia îmi place foarte mult, eu de-aia îl încurajez. Aveți perfect dreptate, a declarat că în iunie anul ăsta vom strânge mai multe taxe și impozite decât în iunie anul trecut. Aveți dreptate, e greu de imaginat, un om normal putea face Nu există, nu. Deci are tupeu de spărgător de bancă, a sparge o bancă cu el. Da, și de spărgător și are și soluțiile de după să nu te împrinși, tot. E, și nu, e, eu cred că, eu, părerea mea, e că undeva în paralel lucrează la asta. Oricum, în orice secundă mă alătur. Bun, Ludovic Orban, vă place de el? Faceți o caracterizare, hai.
Ludovic Orban este în politică de foarte, foarte mult timp. Cumva eu cred că a avut un parcurs corect în politică. În primul rând, este liberal de când se știe. Dintată în fiu. Nu cred eu că a patinat în vreo direcție greșită foarte rău pe parcursul acestor 25 de ani. A ajuns prim-ministru pe drept, totuși, da, că nu avea cine să mai facă asta din PNL, dar odată ajuns la guvernare, eu cred că la propriu nu are cu cine să vorbească, la propriu. Adică nu are, pur și simplu, oameni. Și cumva a ajuns să conducă țara cu ăia 2-3 șoferi schimbători de flecuri și ce mai rău e prin PNL, care au ajuns astăzi, mă rog, în jurul lui, pentru că sunt singurii probabil în care mai are încredere, pentru că probabil au fost singurii care au fost alături de el în perioada în care PNL-ul s-a prăbușit. Știți cum e, când te prăbușești de tot, mai rămâne șoferul, etc. Dar tu dacă ajungi să-l pui ministru, au mai existat situații și în presă, nu? Cu Raluca Turcan, de ce? Cum? Vă place de Raluca Turcan? De ce? Vă întreb. A făcut școală la Moscova. Mai bine, dar nu recunoaște. Dar, păi de ce nu recunoaște? Zice că nu mai vrea, că acum sunt încertați cu ruși. Atitudine, asta e atitudinea de sclavi. Gen, politicienii trebuie să fie toți săraci ca să fie politicieni. Păi prostii! N-am voie să fac școală la Moscova. De ce, mă? Ce fuge cu România? O prostelă, dar ea săracă. Destinul femeii din politică din România, mă rog, aici excludem anumite nume care au făcut totuși istorie în România în politică, care-s vreo două, dar în rest, ce să vorbim despre femeia din politică? Sinceră! Nu v-am auzit niciodată comentând, cel puțin în emisiune văzut de mine, pe Klaus Iohannis. De ce? Cum? Nu v-am n-am văzut nici într-o emisiune vorbind despre Klaus Iohannis, pe noastră. Deci nu v-ați uitat. Păi, m-am uitat la toate. A fost... Da, am vorbit. Nu e o permanență ca la Rareș. La Rareș e o temă. Nu. Și la domnul Iohannis este. Da, îl atac, într-adevăr. Dar când... Faceți o caracterizare așa. La Câțu ați fost foarte bună. Ați fost Balzac. La Klaus Iohannis trebuie vorbi cu soția, în primul rând. De ce? Pentru că încă se mai poate face ceva. Eu consider că încă se mai... Sincer, e al doilea mandat. Nu e primul mandat, e pentru toată lumea, pentru orice, mă rog, nu chiar pentru orice politician, dar pentru majoritatea președinților, primul mandat e cam șocant, așa, nu? Lumea are senzația că e ușor să fii președinte. Nu e. E altă viață, pur și simplu. El nu e făcut pentru viața asta, el e făcut pentru altă viață. Adică eu cred că singura care ar putea să mai schimbe ceva și să... cumva să-l facă accesibil oamenilor. Deci în momentul în care a fost conflict, vă dau un exemplu recent, că oamenii uită foarte repede, memoria este foarte scurtă în general a oamenilor puturoși, adică acestei nații. Și vă dau un exemplu recent, a fost acea situație cu biserica și cu să mergem la surpa de înviere sau să nu mergem. Ai și miliția, ba să mergem, ba vin milițienii și ne aduc lumina, ba tu, băi, tu, tu ca președinte, bă, să nu ieși. Bă, scria doamna Carmen, bă, alea, 3-4 cuvinte, bă, niște vorbe normale. Mă, tu să nu ieși să spui, mă, bă, uitați care-i treaba. Eu împreună cu miliția, eu președintele vostru. Că în America așa e, președintele, nu? Da. Mă, eu președintele vostru împreună cu miliția, ne-am organizat și vă așteptăm în curțile bisericilor, cu măști. Nu contează, da. Să luați lumină. Suntem organizați și o să fiți safe. Pentru că eu și cu miliția ne-am organizat. De-a doua zi, toată lumea rău. Sunt 100% convinsă că toată poporul, în primul rând, câștigă enorm. Și partidul și, mă rog. Mergeam curtea bisericii și luau lumină, a doua zi nu-i meredei. Sunt 100% convinsă. Tu să ieși, să spui că reclam pe ăla, că patriarhul. Să poate așa ceva. Ce președinte este? Un președinte care nu acceptă o dezbatere cu una pe care o face proastă de dimineață până seară? Pudă de proastă!
De ce ai venit, mă, tu să o faci proastă? În direct? Adică niște dăse, ăsta e bărbat. Pot să vă pun o întrebare indiscretă? V-ați fi măritat cu Klaus Iohannis? Doamne ferește! De ce? De ce nu? E bărbat, e elegant? Da, e fătălău, ăsta e bărbat. Ce bărbat e ăsta? Cred că dacă țipă neva să o dată la el, adică eu acum vorbim de așa, că noi suntem niște cetățeni normali. În casă așa se vorbește, așa vorbim și de președinte și de vecinul de alături. Că, na, pe președinte îl respecti în situații publice oficiale și ca cetățean și ca etc. Acum noi suntem pe YouTube, putem să facem ce vrem. Niciodată. Cum aș fi măritat eu cu un bărbat că nu e frică de trei ziariști? Da, e bună, da. Cum adică? Cum mă să-ți fie frică? Du-te mă acolo, lasă aici, o fi. Să vadă și ăștia cu ce fătălău stau. I-aș fi zis, nu. Da, nu, niciodată. Văd că aveți o părere mai bună despre Carmen Iohannis. V-a plăcut cum se îmbrăca? Nu v-am comentat. Nu, se îmbracă dezastru, dar nu vreau, nu știu de ce nu și-a luat pe cineva. O prostie. Tu când o vezi pe Melania Trump aia, nu nebunești? Da. Cum luăm pe cineva, mai ales că există buget, că îmi luăm pe cineva ca lumea să mă îmbrace, dar am zis că îmbrac o prietenă de-a ei din copilărie, suntem la prieteție, lasă prietenii copilărie, dă-le acolo ceva, că asta îi spun și domnul Ciolacu, lăsați prietenii din copilărie. Nu poți să faci echipă cu prietenii din copilărie, ăia stă acolo și ei, după unde, așa, le dai și lor acolo ceva că ai ajuns mare, e normal, toți facem asta și e foarte ok să facem, că na, ne ajutăm și prietenii și familia și etc. Bă, dacă când îți iei o echipă să conduci tot mai partidul cel mai mare din România, când tu efectiv ești șeful României, că ești președintele Camerei Deputaților și ai majoritatea, deci conduci România, da? Da. PNL-ul, dacă vrea să facă ceva, în mod normal trebuie să-i ceră voie lui Ciolacu. Corect. Că Ciolacu zice, nu vreau, nu-ți dau, nu-ți votez, marș. Deci Orban, cum ar veni, oricum trebuie să-i ceară voie lui Ciolacu, pentru că Ciolacu l-a pus. Da. Cine l-a pus? Da, domnul Ciolacu are bărbuță. De ce nu vă place? Păi ce am zis? De ce vorbeam de ce fizic? Nu v-am întrebat. Dacă îmi place fizic, domnul Ciolacu? Dar cum vă place? Asta? Uite, domnul Ciolacu, vreau să supăr. Nu îmi place deloc, nici fizic, nici ca bărbat. De ce? Ce înseamnă? Te-ai bărbat? Păi nici tu dacă ești bărbat. Doamna, domnișoare, care sunt bărbați pentru noastră? Enumerați. Nu e ok. Păi nu, încep să enumer bărbați acum din România, ne-am nenorocit. Vă dați seama, că spun un singur nume, ăla îmi place mie. Da. De bărbați de stat. Tu n-ai de ce Ciolacu nu-i bărbat, ia spuneți. Pentru că este fricos. De ce și el? Ca om de stat. Eu nu știu dacă e bărbat el în... Vă dați seama, prima declarație. Acum, na, da. Interpretați dumneavoastră ca bărbat. Prima declarație a domnului Ciolacu, când a fost numit președinte al Camerei Deputaților, a fost... M-a sunat soția, tot am zis, și mi-a zis să am grijă. Nu, asta nu știu cu soția. Asta e declarația lui? Da, să nu ajung ca alți doi colegi. Și le-a spus numele. Asta a fost prima lui declarație. Uitați, căutați pe Google. Ce bărbat în stat iese, măi, nene? Doar Mihaela, dragostea mea. Și după aia s-a ales praful. Numai așa, gândindu-te așa și fiind cumva, nu știu, făcând așa, nu știu că îmi scapă cuvântul, aș vrea să spun, știți când au femeile când le este frică, când îți trece pisica neagră prin față, superstiție, da? Deci da. Tu, bă, și ca superstiție te gândești, bă, l-a zis Mihaela, dragostea mea, și s-a ales praful, da. Nu zic nimic de nevastă mea, că se alege exact praful de exact cum a zis ea, că ea așa a spus. E, prima declarație lui a fost asta. Eu n-am nimic. Eu sunt sigură că îi dă sfaturi bune, chiar sunt. Dar ce bărbați de stat sunt ăștia? Tu să ai atâta putere. Păi, el cu puterea asta, în primul rând, nu vota starea de alertă, nu ne ținea în casă, putea să facă ei în lucruri. Și nu făcea doar pentru el, făcea și pentru electoratul PSD și pentru imaginea PSD, etc. Că toată lumea, eu sunt catalogată PSD-istă, nu știu dacă știți. Știu, am urmărit. Da. Atâta să înțelege ce-ți văd. Adică pentru eu sunt, este foarte frustrant, eu nu înțeleg, tu să ai pe mână atâta putere și să nu faci nimic cu ea? Ce se întâmplă? Adică ce poate să-ți spună cine? Oricine? Ce? Pentru mine același paradox a fost și în momentul în care Victor Ponta a demisionat. Da. Și normal,
la fel de blocat. Ce s-a întâmplat? Pentru ce stă demis? Pentru ce? Când ai toată puterea, pentru ce? Abandonezi tot? Pentru ce? Cineva spune aici, provocare, dar Dragnea era bărbat adevărat? Nu, da. Nu. De ce? Păi de ce era căsătorit cu una tânără. Nu, era combinat. Combinat? Care-i deosebirea? Între combinat și căsătorit? Da. Păi știți că sunteți căsătorit, nu? Da, mă întreb și una e combinația, alta e căsătorie. Nu, că era cu domnișoara asta, nu știu. Da, Irina. Dar, păi ce, stai un pic, ce legătură are că era cu domnișoara dacă e bărbat adevărat? Păi dacă a găsit una de 20 de ani îl iubea la vârsta lui, nu era bărbat adevărat, ca să vă provoc. Păi ce-l iubea, că e ce frumos? Sau ce? Da. Bine. De ce nu era? De ce n-a fost bărbat? Că și el a avut puterea pe mână. Și n-a știut ce să facă cu el. Da. Am citit despre dumneavoastră, m-am documentat și principal, una din obiecții era faptul că dumneavoastră o admirați pe Gabi Firea. De ce? Aveți curaj să spuneți? Cu admirați? Deci, da. Face tu de ce bărbați, Gabi Firea? Nu, aveți curaj că la noi așa este. Că nu că deci am curaj să o admir? Asta e întrebarea? Da, deci să declarați. Păi, în primul rând că sunt singura care declar. Cred că nu există nimeni care pronunță numele cum îl pronunț eu, care o susține cum o susțin eu. Deci o susțin pe Gabi Firea? Păi de ce să... Cum adică de ce o susțin? Păi nu se vede cât a făcut Gabi Firea în politică, în general. Gabi Firea nu a fost susținută de nimeni. Ba da, PSD-ul cu drag ne-au pus. Pentru că n-aveau pe nimeni. Punct. Pentru că era figura țiplă. Pentru că femeia asta a stat 25 de ani în politică și a făcut parcursul. Că de-aia Turcan e zero și ea e primarul general, da? Pentru că femeia a muncit în politică. Nu-i ușor. Nu-i ușor. E o demență să reziști 25 de ani, să urci încet, 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 încet. A urcat, a ajuns primar. Face cât 10 bărbați la un loc. Ați privit, dumneavoastră, oricine, ce a făcut Gabi Firea în pandemie? Ce n-a făcut o guvern, a adunat cu încă 10 guverni. 300 de bărbați. A făcut ea. Singură. Bă, aia a citit și a văzut așa. Bă, ăia în Coreea au luat-o cu testarea, cu astea, uite, au făcut, au, pe comunități, pe nu știu ce. Hai și noi să facem la fel. Femeia n-a inventat, n-a venit și a zis, bă, hai să facem și noi, nu, hai să facem ca aia. A venit și cel, da, mă, hai să facem și noi ca aia. Nu! Bă. Pentru că până și în pandemia asta, ce e, nu contează ce e, da? Proștii ăștia s-au gândit, mamă, electoral pierdem. Ce să pierdeți, mă? Eu oricum nu aveți nimic electoral la București. Ce să pierdeți? Lăsați Dumnezeului, măcar făceam aici, în București, ceva. Ok, nu? După cum s-a observat, nu? 4.600 de testări, 4 pozitivi. Hello? Iar femeia este și chestia asta. Și cred că, nu știu, cred că am și spus asta într-un verdict. Bă, n-am văzut bărbații din PSD. Bă, să facă cerc în jurul ei. Au atacat-o toți. Toți fătălăii din celelalte partide. Vă dați seama, gândiți-vă, ea este una, da, singură. Una. Nu există nume de politician mai atacat astăzi și nu mai astăzi. În ultimul an, cred. Mă rog, a fost Dăncilă, în locul 1. Decât Firea. Bă, de toți. Poți, ați văzut vreodată din PSD pe cineva să iasă să o apere? Trebuie, bă, ca bărbat. Bă, ca bărbat, nu știu care-i treaba. Bă, să iasă ciolacul, bă, nenorociților, să iasă la ăia, să latre, 2-3 alți PSD-iști. Nimeni. Ce înseamnă asta? Băi, primarul general al capitalei? Din PSD, dragi, că e din PSD, da? Băi, să nu iasă nici, bă, ca bărbat, nu ca politic, ca bărbat. Bă, tu, ca politician nu mai vorbesc. Ca partid nu mai vorbesc. Bă, tu, ca bărbat, să o lași, să o târască pe jos, să târă Dragnea pe jos cu ea. Când târa Dragnea pe jos cu ea, hashtag-ii cum ar veni puțină așa erau cu ea, că dădea în Dragnea. Cum au atacat-o din nou, adică despre asta e vorba. Eu să nu susțin? Păi de ce să nu susțin? Nu, păi dacă nu vă temeți că vă înjură, în sensul ăsta spun. Cine să mă înjure? Nu știu, pă. Comentatori, postaci. Ăștia. Da. Eu în primul rând nu citesc niciun comentariu, niciodată. Niciodată. Cum ar fi să citim comentariile unor niște psihopați de până, Doamne, ferești, hai, să mă înjure. În primul rând că suntem liberi să credem și să susținem pe cine vrem. Dar, repet, la Gabi Fireu, tâmpenie, adică
și demența asta cu ciuma roșie, cu tot o prosteală, o idee genială. O idee genială. Știu acum a fost, este o idee genială. Deci ciuma roșie și muie PSD, de fapt, a fost o idee genială. Într-adevăr, care a mers și a creat un val foarte mare. Mă rog, acum nu se mai poate crea și nu se mai poate aduna, pentru că el s-a adunat foarte mult pe lângă și în jurul hashtag, fenomenul ăsta hashtag. Acolo și PNL-ul, mă rog, nu? A luat din bazin, acum nu mai vor să audă de ei. Rușinic. Să poate. Luați cu voi. De ce nu îi luați cu voi? Luați acum și pe USR plus 2 și un sfert, luați cu voi toți. Am înțeles. Chiar voiam să vă întreb, de ce spuneți USR plus 2 și plus 2 și un sfert? Nu, spun USRI. Cum? USRI, spun. Da. Și da. Plus 2 și un sfert. A, nu asta cu USRI, eu nu l-am zis. În primul rând, că eu aduc un omagiu pentru 2 și un sfert, pentru rude. Cocoloș vrea să uite de rudele lui și de legăturile de familie. Urât! Eu nu vreau, eu de-aia spun plus 2 și un sfert. Pentru că rudele și, nu știu, ne renegăm așa sângele și rudele, eu nu știu de ce. De ce ne e atât de rușine de securiști? Că numai despre ei vorbim. Nu suntem de acord amândoi asupra unui personaj care este Nicu Șordan. Este doctor în matematică, eu îl admir. Nu asta de ce îl admirați. Și eu și îl admir ca matematician. Ce treabă are matematica cu primărie? Cu politica? De ce n-ar fi bun primar? Doamne Dumnezeule! Întreb. În calitatea mea de alegător. De ce? Care sunt calitățile lui Nicu Șordan în afară de olimpic la matematică? De administrator? De... În general. Că trebuie să știi. Lasă politică, administrație publică. Și care e experiența lui Firea? O să sară acum toată lumea. Da. Păi unul, ca să o luăm așa și, mă rog, mai pe genul meu așa de limbaj, păi experiența lui Firea ieșit de acasă, eu cred că a făcut meditație vreun an, și înainte să se apuce de asta, nu? Și este experiența de 20 de ani din politică și faptul că ea a câștigat electoral acest loc, care îi se cuvine, experiența lui Nicu Șordan, care este? Care? 3 procese și 7 șantaje cu dezvoltatorii imobiliari? Asta e experiența lui? Și ieșit în stradă îmbrăcat în gunoier și alte prosteri? Da. Tot amenințați că veți avea documente, veți da, despre el? Despre Nicu Șordan? Da, am urmărit. Nu am amenințat, am spus că eu... Nu amenințați, ne-a anunțat. Da, dar în campanie, nu acum. Din 2016, eu i-am urmărit activitatea, pentru că e foarte colorat așa și tot timpul e așa făstăci, mie îmi plac ăștia așa. Și i-am urmărit activitatea foarte aproape. Atât am spus și da, bineînțeles, în campanie vom vorbi foarte mult despre Nicu Șordan, nu, că doar de-aia suntem în campanie. Nu vorbim și despre Gabriela Firea, dar și despre Nicu Șordan. Sunteți candidatul PNL. Am înțeles, sunteți totuși, eu vă consider o vedetă. Totuși, uitându-mă pe documentele despre noastră, despre biografie, nu ați avut o viață tumultoasă de vedete. De ce? Știți, cu divorțuri, cu certuri, cu scandaluri. De pentru ce? Că nu sunt. Dar pentru că nu sunt vedetă și nici nu sunt adepta scandalurilor de niciun fel. Pare foarte vulcanică așa, dar eu am o viață foarte, foarte liniștită. Vă deranjez. Am foarte multe alte... Toți când vor să vă înjure, se leagă de Budeanu. De ce? Nu, dacă ați observat, că am citit, spuneți, Dana Budeanu, care a fost soția lui și începe apoi despre Budeanu, care n-a nicio legătură cu noastră. Dacă ați fost soție... Am divorțat acum 8 ani. V-ați observat această șmecherie? Nu, asta chiar n-am auzit cu asta cu fostul meu soț. Nu. E o șmecherie. Deci zice așa. Imaginați-vă, nu știu, Ion Cristoiu de pe strada Nicolae, zice așa, strada Nicolae Iorga, pe strada Nicolae Iorga e Cristoiu care cu tare, cu tare, cu tare și lumea crede că strada are o problemă, așa și la noastră. Da, da, înțeleg, dar nu am citit chiar nu am citit nimic. Am urmărit, deci când nu au mari subiecte, n-am ce vă înjure decât asta, că Dana Budeanu, care e soția lui cu tare, s-au legat și de cine? Delea Budeanu era mama lui. Mama, dar eu am divorțat acum 8 ani. Știți?
Nu înțelegeți că sunteți de vină că ați avut, că mama lui Budeanu a fost Delia Budeanu, care în comunist, ați înțeles povestea? Înțeles. Da, înțeleg că se fac tot felul de asocieri, dar nu există nicio asociere, nu știu, cu conotație negativă față de acest nume, cred eu. Adică care e conotația negativă? Că am fost căsătorită la un moment dat? Că el, Budeanu, e cu pare presă și cu tare, în sensul ăsta. Da, ați înțeles. Presa tabloidă din România, să spun așa, a fost inventată de noi. Eram niște copii când s-a inventat presa tabloidă din România, la propriu. Și nu a existat nimic, nici ocult, nici dubios. Ați lucrat prima dată în presa tabloidă. Cineva și-a amintit despre noastră că veneați îmbrăcat așa, zice că mai fisticiu, așa e? Nu știu, am lucrat, era revista... Nu, veneați la serviciu, mai îmbrăcată mai deosebit. Da? Nu așa clasic, erați mai modern. Acum sunteți mai englezoaică, mie îmi plac foarte mult englezoaicele, cum se îmbracă, nu e așa? Adică da, da, mă rog, avem 20 ceva de ani, dar nu mai amintesc exact, da, probabil, dar da, am lucrat, n-am avut contract, că n-avea sens, dar acolo am început rubrica Verdict, în 2002, de fapt, și după aceea în 2004 în revista Ciao, pe care am înființat-o, adică atunci s-a înființat. Înainte de revista Ciao a existat revista Star. Nu știu dacă vă amintiți, era unui un grup grec, nu știu ceva, nu mai știu exact patronatul, dar da, acolo a luat ființa. Deci acum 18 ani, aceeași rubrică. Da, și după aceea a urmat și am făcut-o în revista Ciao și atât. Nu există nicio conotație negativă, dimpotrivă, s-a ajunsese cumva să se deschidă revista prima dată la rubrica de verdict vestimentar și după aceea să se citească articole. Era foarte citită rubrica. Sunteți un critic sever de temut. Spuneți-mi și mie ce nu vă place la cum se îmbracă o femeie. Adică spuneți-mi și mie cum ar trebui să, adică să se acorde îmbrăcămintea cu felul ei de a fi. Cu personalitatea și stilul de viață. Este ceva foarte greu de atins astăzi. Stilul este, de fapt, toată informația, tot ceea ce trăim și simțim din momentul în care ne naștem și până ajungem la maturitate. Stilul vestimentar nu este independent nici de stilul de viață, nici de jobul pe care îl avem, nici în general de cum suntem ca oameni. Stilul este un cumplu. Da, cumva stilul vestimentar este foarte dezbătut pentru că este ceea ce se vede. Dar gândiți-vă că majoritatea au o cu totul altă rutină de viață atunci când nu sunt văzuți de nimeni și vor să epateze cu totul altfel atunci când ies din casă. Așadar, stilul vestimentar nu vorbește neapărat despre noi. În general, despre mine, dar despre femei în general. Eu încurajez femeile să fie extrem de feminine. Eu sunt foarte tristă că pe stradă și nu mai departe, eu organizez niște evenimente, mă rog, stilul ești tu, și acolo vorbesc foarte mult cu femeile și eu sufăr foarte mult că pe stradă nu văd femei în rochii și preponderent în rochii și tradiționaliste. Da, și cu sandale și etc. Să știți că nu mai departe de anii 70 în România, în România pur și simplu, și tocmai am văzut un album săptămâna trecută, numai departe de anii 70, majoritatea femeilor, și poate puteți și confirma, erau îmbrăcate în rochii pe stradă și erau extrem de aranjate și etc. Cumva trăim într-o eră oribilă, cea a jeanșilor, care fac parte din garderoba femeilor în fiecare zi și da. Sunt cumva, dacă ar fi un sfat așa, ar fi să nu mai purtați jeans în fiecare zi. Să purtați rochii și să fiți femei. V-am zis, parcă ar fi bărbat noastră în comentariile noastre. Adică, da, nu, bărbat mai intelect, mai artist, așa. Artiști, îmi doresc că, nu, asta este, mă rog, felul în care văd eu
acest echilibru între femeie și bărbat. Femeia nu mai vrea să fie femeie, femeia a înțeles că feminismul te transformă de fapt într-un bărbat, că avem drepturi egale, că probabil trebuie să ne lăsăm părul pe picioare și la subraz la fel ca bărbații, că noi de ce să ne îngrijim dacă ei nu o fac? Adică s-a ajuns deja într-un punct extrem de exagerat în care femeile nu mai gătesc și de aia, na, tot ce în mod normal faci ca femeie a ajuns să facă bărbatul și atunci au apărut fătălăi. Cum comentați acea istorie din America și la noi cu, un pic a venit la noi, cu hărțuirea sexuală? Eu n-am înțeles. Ce înțelegeau ei? Cu mitul? Da. Astea sunt mitul. Asta pe rasism acum, etc. Astea sunt niște teme. Mitul, dacă îi spunea unei femei că e frumoasă, era hărțuire. Păi nu să vă hărțuia cineva dacă vă spunea că sunt, aveți ochi frumoși, pun o prostie. Repet, prostie feminismul... În sensul că n-am voie să spun în direct. Da, feminismul a ajuns în acest punct în care totul este absurd. Bineînțeles că e o prostie. Sincer acum. Și întreb și eu așa, nu știu, mai ales lumea vedetelor din România, mă, de ce n-a ieșit, mă, una? Vreo una n-a ieșit și la noi? N-a fost niciuna hărțuită? De ce n-a ieșit în momentul, da, în care a fost? De ce n-au ieșit la noi? Bun, păi de ce? De ce? Pentru că în România nu există milioanele de euro care, aha, pot finanța așa ceva. În America tocmai au anunțat că o să mai acorde încă 20 și ceva de milioane de euro victimelor MeToo. Dă-ți seama ce e acolo. Ce-i. Acolo declanșează o mișcare, vin trei corporații și au făcut mișcare. Cum? Bag 100 de milioane și s-a terminat. La noi n-a venit nimeni, că dacă săreau cu cașcaval cum au sărit și... Nu acum, nu spun la ce, că după aia să sare cu isteria, ieșeau toate starletele și reclamau mituri, da, așa? Nu stau ele mai bine liniștite cum stau de atâtea zeci de ani și le merge. Okay? O mișcare ipocrită, ce să vă spun. Nu vreau să v-am răpit foarte mult timp, bănuiesc că între timp a luat cuvântul și Claus Iohannis, acolo. Nu suferiți că ați pierdut, să nu vă uitați, v-ați fi uitat la paranghelia aia de la... De ce? Nu, nu m-aș fi uitat, că pentru că, în primul rând, eu cred că este o tâmpenie. Înțeleg că și-am văzut astăzi, m-am uitat un pic, că este copiat jumătate din programul, mă rog, lansat și de PSD, o prostelă din asta, dar cu alte nume, mă rog, de îmbrăcat altfel. Nu, nu mi se pare niciun fel de... Nu știu, mi se pare un eveniment important ăsta de astăzi. A mai venit, păi, Iohannis, eu dacă eram Iohannis, nu veneam. De ce? Pentru că tu, dacă vii în prezența acestui guvern, pe care l-ai și numit guvernul meu, vezi că e Luciola, dar tu dacă vii și confirmi cu prezența ta ceea ce acest guvern face, păi, ok, atunci o să plătești și tu. Corect, ce în momentul în care ești prezent, într-o situație care este așa cum este cu acest guvern. Că nu e că o spun eu sau că spuneți dumneavoastră că, sau că o mai spun 2-3, nu? Când dai pe Google Dana Budeanu, sare prima pagină cu plângerea penală. Ați văzut și ce a zis noastră, că e o plângere penală împotriva noastră, că nu știu ce, ați îndemnat pe bărbat să bată femeile. Am urmărit. Ăla nu e adevărat, dar spuneți-mi și mie. Nu e adevărat, dar sună bine. Păi nu, dar de ce? Ce aveau? De ce v-a acuzat de asta? Bine, asta a fost acum și câte luni de zile. Abia acum a adus... Acum, un... dar de bea acum. Păi asta mă miră. De ce acum? Se va încerca probabil cumva, nu neapărat, adică astea sunt exagerări. Nu vorbesc aici de intimidare sau prostelne. Eu nu cred în chestia. Sunt un cetățean normal care mă amuz și fac două, trei rubrici. Că au ele succes, asta e una, că spun eu și adevărul e alta, dar... Da, a fost o inițiativă sau ceva de genul acum câteva luni de zile legată de cumva o afirmație în care eu aș fi încurajat violența bărbaților împotriva femeilor, etc. O prostelă din asta, mă rog, un ONG-ism din asta trezit din nimic, dar nu, nu este adevărat această știre așa cum este ea scrisă și doi, nu este adevărat o faptă, adică prostie. Este un pamflet, eu fac un pamflet, așa înseamnă că toți stand-up-ării ar trebui arestați mâine. Ăia își nominalizează nevestele în glumele pe care le fac. La propriu, că știm exact despre cine este vorba în glume. Adică niște glume
și în Statele Unite și oriunde se practică, adică sunt niște glume de situație, de viață, glume pe care le auzi oriunde, în grupuri, la mese, etc. Sunt glume. Glume, adică nu știu, că îți dau, bă, dacă îți dau una, de câte ori n-am auzit din gura oricui. Asta înseamnă că ce? Că l-arestăm pe ăla? Adică o prostie din asta. Adică, mă rog, bă, dacă, vezi că dacă îți dau una, adică gândiți-vă câți părinți își amenință copii și chiar îi bat, mă rog, pe copii, în fiecare zi. Adică, deci, mă rog, da, s-a încercat probabil, da, nu știu. Nu, eu, în general, nu dau curs la aceste lucruri pentru că eu știu exact ce fac. Știu exact unde mă încadrez. Nu sunt, sunt un om foarte corect, adică, dar este firesc. Este firesc să existe astfel de inițiative și, în general, reacții la ceva care, mă rog, este atât de prezent în media. E firesc. ProTV, o televiziune comercială, cum de au renunțat la dumneavoastră? Eu n-aș fi renunțat. Nu au renunțat, a fost o situație, nu ei au renunțat. Nu. Ei m-au rugat pe mine, în urma unui alt scandal, fără niciun fel de fundament, să îmi cer scuze. De ce? Exact. Și să-mi cer scuze la televizor, să zic că îmi pare rău și nu știu ce. Păi ce pierdeau ei, tot nu înțeleg, e prima dată când aud. De ce îți vă cere scuze? Știu, era un punct de vedere și eu nu spunea nimic rău. Vă punea în îndoială. Adică eu am avut o discuție foarte civilizată, deci nu am ce să... Dar să spun eu ca gazetar. Puneați la îndoială ONG care nu știu ce, ce nu are voie. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Eu nici măcar n-am pus la îndoială. Nu este adevărat. Eu am spus așa. Dacă tu, cum a făcut și doamna Marcu cu MedLife și etc., tu construiești un spital privat. Da? Bă, da sau nu? Cu donații, că vine OMV, că dă 10 milioane, că bravo, bă, băiatul! De ce te trezești tu brusc în campania electorală să urli tu cu zeci de milioane de euro donați, da? Pentru spital. Să-ți dea ministra sănătății Pintea nu știu ce rahat de aparat de radioterapia Barna. De ce să-ți dea? Asta am spus eu, atât. De ce să-ți... De ce amestecați un act caritabil cu politica, cu campanie? De ce? Care e ideea? De ce să-ți dea Pintea când tu ai zeci de milioane să cumperi singură? Când oricum statul ți-a dat terenul, ți-a, nu? Că e așa. Ăsta e adevărul. Mă rog, de ce să-ți dea? Asta am spus eu, atât. Eu n-am niciodată, textul e public. Cum? Unde am spus eu că am contestat? Eu niciodată. Nu e adevărat. Asta este. Ăsta a fost textul. La vreo o săptămână, deci nu, când am publicat, așa, mai ești un halui, mă, că primarul a dat share cu prostele din asta de Facebook și că sunt serios. Așa, și ProTV era cumva angrenat împreună cu ei în campanie. Așa, și că sunt serios, scuze public. Ce? Pentru ce sunt cer scuze? Ce trebuie are una cu alta? Eu fac aici o rubrică de... Iertați-mă, mie mi s-a părut atunci... Okay, eu sunt adeptul libertății de expresie absolute, că am trăit în comunism și știu ce înseamnă. Până la urmă, poți să spui orice despre oricine și despre Iisus. Orice, atâta timp cât, mă rog, nu sunt afirmații, nu știu, rasiste, antisemite, etc. N-am înțeles de ce ONG-ul respectiv era deasupra oricărei discuții, înțelegeți teza mea? E, ați înțeles. Dar, păi nu, ce? Eu spun ca o gazetar, dar de ce? N-am, păi că tot e un business pe lumea asta și asta este. Dar eu nu m-am supărat, nu am avut nicio problemă. Nici măcar cu ProTV-ul nu m-am supărat, pentru că ProTV-ul a zis, bă, te rog, de scuze, vă și redau așa cu ghilimele. Bă, sunt trei cuvinte. Nu poți să spui, de exact așa, mă rog, nu spun da. Cine mi-a spus, dar mă rog, conducerea vreau. Domne, trei cuvinte, le-o repede, cuvinte, spune-le. Voi uitați-vă la mine, eu nu o să-mi cer scuze. Totul este in writing, adică nu există să iasă vreodată că nu am dreptate. Păi, nu o să-mi cer scuze în viață, în plus, n-am făcut nimic. Doi, pentru ce să-mi cer scuze? Niciodată în viața asta. Și eu am anunțat și am dat și cum comunicat cum s-a întâmplat. În primul rând, eu n-am avut contract cu ProTV. Eu n-am fost plătită 4 ani de zile la ProTV, n-am avut niciun contract pe bani, n-am avut absolut nimic. Adică a fost o colaborare pro bono, exact așa cum fac și rubricile acestea. Nu am avut în viața mea contract nici cu sponsor, nici cu... niciodată. Eu mergeam la ProTV pur și simplu. Mă așezam pe canapea și plecam de pe canapea. N-am avut nici măcar, nu știu, să semnez o hârtie sau
Niciodată. Eu am plecat. N-am avut în primul rând contract, iar doi, am plecat că am ales să nu cer scuze pentru nimic atât. Deci nu a fost și nu că ProTV-ul m-a dat afară, adică și nici eu n-am fost dat afară. Am spus că o televiziune comercială... Nu, chiar nu s-a întâmplat asta, adică n-aș putea să aruncă asta... Eu nu vă cereați, vă cere scuze, că era vorba de un om care a duce rating. Au fost niște presiuni imbecile, probabil că într-o zi o să râdem... de acestea și atât, că e de râs atât. Dar nu, așa s-a întrerupt colaborarea pentru că am refuzat să-mi cer scuze pentru ceva ce nu făcusem și am întrerupt pur și simplu colaborarea, adică nu m-am mai dus la emisiune și am început aceeași rubrică, mă rog, mult mai amplă și mai dezvoltată pe YouTube. Adică a fost cumva o tranziție, nu s-a pierdut mai nimic. Dar da, asta este istoria adevărată, adică nu există altă istorie și este scrisă. Nu e. Trebuie să în general, oamenii se așteaptă întotdeauna ca în spatele a orice și a unor persoane în general și să fie ceva ascuns sau dubios sau etc. Și viața, de fapt, este mult mai simplă decât își imaginează oamenii, doar oamenii o complică, știți? Și cu povești și cu... multă imaginație. Trebuie să declar în încheiere că eu, dacă aș fi director de televiziune, v-aș propune acum în direct să colaborați. De ce nu se bat televiziune pentru noastră? Am avut niște propuneri, sunt foarte scumpă. Era scumpă și pentru mine, vedeți? Dar eu tot v-aș fi... Angajament, vă dați seama, dacă eu fac asta gratis de atâția ani pentru a mă angaja undeva, da. Păi aranjamentul financiar trebuie să fie foarte, foarte mare. Pe lângă acest aranjament financiar este cel al independenței editoriale, care vă dați seama că nu poate fi acceptată de niciun fel de televiziune, vă dați seama. Eu acceptam. Care era povestea? Păi n-au cum să accepte. Gândiți-vă, uitați-vă ce se întâmplă acum în televiziuni. Cine ar putea să accepte o emisiune în care nu se intervine pe content? Dați-mi exemplu dumneavoastră, exemplu de o televiziune. Nu, nu-mi pot permite că nu până n-am ce exemplu să dau. Ultima Așadar sunt doi factori unde nu am cum să mă înțeleg și nu avem cum. Dacă există, așa cum am obținut în afară de cel financiar care nu există la știri pe surse, după ce am primit rugămintea, condiția mea a fost că eu mârc contentul și că acesta este total independent, nu dau socoteală, nu mă interesează nicio intervenție, probabil că îi se aruncă domnului Buble telefonul în aer în fiecare zi, dar nu mi se comunică, că așa a fost înțelegerea mea cu dânsul. Și este respectată, repet, nu vorbesc cu el. Da. Ultima întrebare, de ce nu intrați în politică? Aici sau la Londra? Aici. Aici, nu. Păi aici la Londra ați intra? Da. De ce? Da, e mai bună politică acolo? Despre ce vorbim? Păi politică, vă dați seama, aici nici nu poți vorbi despre politic. Păi asta e politic? Ce-i politic? Ce-i asta? Păi o să-mi săreală pe un Maidan care e în Piața Victoriei. Vă place de Johnson, am văzut. Foarte mult de Boris Johnson și probabil că îi știți parcursul și la primărie a fost fenomenal. Da, este... știu că este comparat... ușor exagerat totuși cu Winston Churchill, este o exagerare fenomenală, adică totuși să păstrăm proporțiile, dar cumva este comparat pentru că are același vibe, foarte greu de stabilit, mă rog. Da, îmi place foarte mult Boris Johnson, sunt foarte fericită că a ajuns PM și este un pariu pe care l-am câștigat, pe care l-am pus acum 2 ani jumătate și am spus că o să ajungă și PM. Și a ajuns. Da, Donald Trump? Da, îmi place foarte mult Donald Trump. Da. Vedem la toamnă, nu știu ce să zic. Deci, de ce nu vreți să intrați în politica din România? Pentru că nu există politică. Dacă ar exista, într-adevăr, o clasă politică și dacă s-ar face politică pe bune, ar fi extrem, extrem de provocator, să spun așa. Pentru că, știți, la sfârșitul zilei, nația asta așa de sclav și de puturoși, așa cum e ea, și țara asta, așa cum e ea, ar putea excela nu în tot, dar în anumite domenii și eu cred că ar fi mișto rău de tot să trăiești în România la un moment dat. Chiar cred în asta, dar știți ce se întâmplă? În momentul în care ajungi la putere,
după 50 de ani de comunism. Ca 50 de ani de comunism și de sărăcie și de etc. să se șteargă, trebuie să treacă 100. Mm-hmm. Nu există să șterg în 30. Nu există așa ceva. Îți trebuie cel puțin 3 generații, care 3 generații înseamnă 75 de ani. Dar 3 generații care cumva să, cum să vă spun, să aibă o continuitate a unui proces. Gândiți-vă că noi nici măcar n-am început. Adică o generație. O generație a fost sacrificată, da, prima, de 25 de ani. Toți politicienii care vin la putere, că acum n-au zis, da, dar tu susții PSD-ul, n-am susținut niciodată PSD-ul, nu se înțelege nimic din ceea ce postez. Nu, eu consider că într-o țară precum aceasta, și chiar le-am spus celor care merg la vot, bă, când mergeți la vot, noi trăim în România. Noi nu suntem aici în America, în Marea Britanie, etc., să conteze, că vin conservatorii, că, și că se schimbă politicile și că, că ea chiar schimbă. Nu! Noi suntem o țară în care, la propriu, când mergi la vot, întâi mergi la locale. Bun, am venit. Am venit. Tu de unde ești, mă? Eu sunt Slatina. Ok. Cine e primar? Georgel. De unde? De la PNL. Ok. Ce a făcut ăsta, mă, în oraș? A făcut ceva pe mandatul lui? Te uiți și tu să vezi ce a făcut. Bă, a făcut, mă, bă, ne-a pus apă, nu știu ce. Bravo, votează. Nu te mai uiți la ce partid e. Ca să poți într-adevăr să beneficiezi. De, nu contează că e PSD, că e PNL, că oricum... Care e PSD-PNL? Că ce au trecut de la unii la alții, oricum, pe bune, acum vorbim de doctrine, hai mă, cine, ce este o țară care s-a respect, în care s-a respectat vreo doctrină? Nu. Bă, te uiți, în special pentru administrația locală. Bă, eu vot, că zici, bă, ce eșa, mă, mazăre ăla non-stop. Păi că făcea lucruri, de ce crezi că votau ăia? Crezi că erau cretini în Constanța, erau hipnotizați de ciuma roșie sau ce? Nu! Ăla așa cum era el, așa cum era, mie mi s-a părut the best, da? Uitați-vă ce e acum. Și în Constanța și în Mamaia. Pă bune? S-a distrus totul, da? După el. Cred că sunt singura care vorbește și de Mazăre pozitiv. Mă rog, nu contează. Dar, realmente, votez unul care face ceva. Nu mai contează dacă PSD-ul e ăla care te-a dat pensie. Votez cu ea. Acum nu contează că-ți place de Ciolacu, că nu-ți place de Ciolacu. Dacă PNL-ul ăia care nu știu ce oraș au făcut și îl votez pe ăla, că n-ai ce să faci. Chestia asta cu, domne, noi votăm partidul care după aceea, la nivel local, va face și va structura. Ce aveți, domnule, nu există, nu s-a întâmplat asta niciodată. Nu? Suntem o țară mică care nu există și care, în care populația trebuie să voteze palpabil ceva care a primit. Ce-am primit, mă, de la ăștia? Asta. Păi ei votez. Nu că pă, sunt de dreapta, sunt de stânga. Care dreapta? Păi cine e din dreapta din PNL? Păi cum adică? Păi Radici a fost la școala de vară a PSD. Și acum e PNL. Cum adică? La școala de vară despre ce le-a vorbit? Despre PNL? Nu e nimeni, nu există dreapta stânga, pentru că așa e în țările mici. Eu rămân la ideea că trebuie să faceți și comentator politic. Sau sunteți deja? Am simțit ridicolul, domnul Cristoiu. Am înțeles. Mulțumesc, cineva mi-a scris aici că ați eclipsat minunatul parte al PNL. Probabil pentru cei care s-au uitat, bănuiesc că la toate televiziunile, cred că au fost ratinguri uriașe, s-au uitat la partia ăla. Da, cred că nu s-a uitat nimeni, ca să o să vedem mâine cât s-a uitat la noi, dar eu nu cred că s-a uitat nimeni la asta, s-a uitat la noi, să știți. Da. Mulțumesc frumos, când sigur v-am ținut până la o fără un sfert, dar ați fost fermecătoare. Ce pot eu să spun unei personalități cunoască decât fermecătoare, că altceva, că inteligentă nu vă încântă, că știți că sunteți personalitate, da, încântătoare, mai ales că sunteți femeie tradițională, am înțeles, vă place. Deci nu considerați o hărțuire sexuală faptul că v-am spus că ați fost încântătoare. Sunt o femeie foarte inteligentă, vă mulțumesc pentru compliment și sper cumva să se trezească și celelalte femei. Am înțeles. O să vă urmăresc acum și pe celelalte 4-5 emisiuni, ca și pe Știrpă Surse. Mulțumesc, stimați telespectatori. Vă mulțumesc. Dată, da, o să mă mai gândesc dacă mai fac și mâine, apropo de presiunea făcută de telespectatori. Faceți. Fiecare zi un interviu. Este foarte greu, dar sunteți o gură de aer de care este nevoie. Gândiți-vă că presa este în situația în care este, o știți foarte bine, sunteți totuși cel care a inventat presa modernă din România, da? Imediat după Revoluție. Știți în ce situație dramatică se află presa astăzi, știți că presa nu mai este liberă absolut deloc și nu știu dacă
Adică dacă merită să întrerupeți ceea ce faceți acum... Era măcar vorba, da, interviu, e greu, dar până la urmă parcă mă convingeți. Este greu, dar este necesar astăzi. Da, vor fi... Probabil că sunt și mulți care nu pot să vorbească în altă parte și atunci vin aici și e greu de... Nu cred că vă dădea Digi TV două ore. Da. Nici mergeam. Da. Da, mulțumesc, știu. Mulțumesc, la revedere. Mulțumesc.